My life wasn't perfect, yeah, I know that now. When it came crashing down, all I know is that I need you around. When it comes crashing down, all I need is not to feel so much. Doi. Should be fine now. Desktop audio. Vezi puțină muzică. Let me see the chat. Bună seara! După două săptămâni de silențiu stampa aproape, că n-am apucat să mai facem niciun live. Am fost mega, mega, mega prinși. Că de-aia am avut nici podcast săptămâna asta. Oh, intru pe roșu cumva sau mi se pare mie? Intru pe roșu. 2-10-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-10-10-10. Should be better now. Ok. Muzica e puțin cam tare totuși. În urechile mele, adică. Așa. Mi se poate să țip ca să mă aud singur. Ok. So. How are you lovely people? Salut. Bine ați venit, bineînțeles, la live-ul inopinat. Care a apărut de nicăieri. Beer meeting. Săptămâna viitoare facem beer meeting-ul. Locația încă nu o știu. Stabilim în timpul săptămânii. Să vedem cine a mai deschis, cine n-a deschis. Dansul Dragonilor apare. Trebuie să mai aveți puțin răbdare. Nici nu știu cum să o zic pe asta, știi că... Ah, mustața de bere alături de noi în seara asta. E o bere și asta, o bere locală. Roșu înseamnă că e prea tare. Dansul Dragonilor va apărea, sper, săptămâna viitoare. Nu pot decât să vă promit că în fiecare săptămână fac tot posibilul. Doar că a fost, și rușine să spui, extrem de greu. Dacă ar trebui să fac un clip despre cât de greu e să fii tată la doi copii. Te spune Titan Voltul, întreb de întrebare, ești pasionat de off-road? Dacă da, cum se descurcă all-road-ul? Nu sunt pasionat la nivelul ăla, dar am scos all-road-ul în râpe și nu ai nicio problemă. Adică orice, oriunde am fost cu all-road-ul și pe gheață și pe orice, n-am avut nicio problemă. Pe zăpadă de un metru, pe you name it, știi? Asta e ideea. Nu există... Bineînțeles, la sfârșitul live-ului, cine dă un coment clipului, poate să câștige, cum îi spune, berea, halba de bere. Asta e by default. Dar așa să văd ce mai am pe ce de făcut, ca să-mi dau seama dacă toate sunt setate ok. Lumina e fine, fuck it, până la urmă. Așa. Hei, Ciprian, mersi. Păi termină mea licența, nu te uita la mine. Lasă, Ciprian, că să rămâne, pe, rămâne aici, știi, mersi mult de bere. Salut, Răzvane. Rămâne, nu e ca și cum. Deci fă-ți treaba. Chiar e mai importantă. Cer drept, nu o să stăm foarte mult în seara asta. O să încercăm să o condensăm cât de cât. În ideea în care suntem și mai mulți, adică mai puțin care obicei, pentru că n-am anunțat chestia asta, deci sper să reușim să ne facem treaba bine. Bun, deci Titan, sper că te-am ajutat cu all-road-ul. Singura chestie la all-road, și asta o spun cu cunoștință de cauză, este că ai costurile mari de mentenanță. Nu este o mașină care să... Nu e o mașină pe care să-ți o iei în ideea în care îi vei face maintenance-ul la garajul unui prieten și cum spune Vlad la, cu revizie la bordură, știi? Vlad de la atelier. Foarte multă lume a lucrat pe motorul ăsta de 3 litri, pe V6-ul ăsta, dar nu au scule neapărat pe care să le folosească pe el. Eu fac mentenanță doar la Audi, tocmai din cauza asta, știi? Din motivul ăsta, că mi-e tare, tare frică, că am văzut la alții cum se lucrează pe ele. Și e o mașină destul de simandicoasă pe partea asta de maintenance, chiar dacă e un tank, știi? Dar dacă îi faci revizia și o îngrijești cum trebuie, n-ai probleme cu ea, știi? Doar că trebuie să-i faci treaba cum trebuie. Când e eventul cu Zack Snyder Justice League la cinema? Adrian, Mihai, încă nu știu, că, iară, dat fiindcă am avut săptămâna asta bizară, săptămâna asta bizare, săptămâna viitoare la fel, o să fie o săptămână grea. Eu când spun că sunt grele, sunt și în sensul în care avem niște proiecte în care facem și bani, știi? Adică nu e că le facem doar de dragul de a le face. Și atunci și clientul necesită o atenție foarte mare, sumele sunt considerabile și atunci trebuie să lucrăm foarte atent, să zic, la chestiile astea, știi? Dacă mă întreba, dar de ce n-ai făcut Dansul Dragonilor? Pentru că în weekend, în weekend sunt full-time daddy, cam asta e faza, și nu mai am timp. Nu mai am timp, pur și simplu, să mai fac. Înainte compensam cu weekendul,
pentru încă ceva pe jumătate, știi? Și acum nu mai ce să-l anintă slide încă ceva în programul săptămânal. Complicated. Dar întreabă dacă perioada următoare este la fel de încărcată sau se termin. Mai avem o săptămână, poate două, de full on load. Sunt două proiecte urgente, asta spun, știi, că e foarte greu să vă spun ce e fără să vă spun ce e, știi? Dar sunt foarte complicate proiectele și necesită o atenție mare. Și atunci nu prea am avut cum. De-aia am și filmat săptămâna trecută, am avut sâmbătă noaptea, noapte întreagă de filmări pentru un proiect. Ai văzut cu Ice Place 2? Încă nu, Mix with Remix, când mă întreabă. N-am apucat să mergem la cinema încă și asta e foarte bizar pentru mine să o spun, știi? Mai ales că suntem, avem două săptămâni de acum, de când s-au deschis cinematografele și eu nu am apucat încă să mă duc acolo. Și singurul motiv pentru care nu reușim să o facem este pentru că avem și pe fetița mică, iar ea încă necesită foarte multă prezența noastră, știi? Și dacă mă duc, ar trebui să mă duc fără soție, ceea ce mi se pare iar ciudățel, știi? Ca să întreabă Alex Manole că cum nu știu să te împați între familie și încă ceva. Hei, Dani, mersi. Deci cum nu știu să te împarte familie și încă ceva, asta e faza, că în momentul de față e foarte dificil și cred că trebuie să primeze familia în primul și în primul rând. În același timp, în schimb, nu consider încă cevaul ca un secondary citizen, știi? Adică pe voi cum ar veni. Și de asta e destul de greu, dar încerc să le fac. Uitam și astăzi pe lista de clipuri care trebuie făcute, care sunt clipurile amânate, știi? Cum ar fi Dansul Dragonilor, cum e clipul cu... Nu vine Gojira mie la podcast. Sunt mai multe clipuri, știi, care sunt on the back burner și sper să reușim. Și avem și clipul cu Lego-uri și multe altele, dar we'll see it. O să le vedem, adică o să le facem. Vlad Țirea întreabă, salut Marius, poți să-i dai un sfat prietenei mele? E genul de persoană care dacă te baci în fața ei la coadă la supermarket, nu zice nimic și cam așa e peste tot. Ea e și pe la te ascult. Am înțeles. Păi ce sfat să dau aici, Vlad? Adică în ce sens dacă pot să dau un sfat? Nu e bine să lași oameni să se bage în față la supermarket, dar în același timp nu e bine nici să cauți conflict. Adică asta cu coada la supermarket, ăla este un conflict mic care nu știu dacă merită un conflict. Știi? Adică trebuie să alegi bătăliile, dragă prietena lui Vlad. Nu există alb și negru, nu există, păi gata, dacă nu las pe aia să treacă în fața mea la supermarket, înseamnă că o să mă lupt și pentru, nu știu, gloria patriei. Nu. Sunt chestii, sunt lucruri pentru care merită să intri în conflict și lucruri pentru care nu merită să intri în conflict. De exemplu, asta că s-a băgat cineva în fața ta la supermarket, nu știu. Eu dacă se bagă cineva în fața mea, nu știu dacă mă enervez. Nu se bagă de obicei, că mă vede mai handrală, așa. Dar îmi dau seama că la o fată e mai dificil. Dar nu e un conflict pe care să merte să-l escaladez, știi? E un... It's a non-issue. Știi, cam asta e faza. În schimb, dacă la job cineva te taie, te arde, îți face rău prin diferite metode, atunci nu trebuie să permiți să se întâmple chestia asta. Deci sunt... Locuri și metode diferite, ca să zic așa. Marius, ce pare de El Salvador, va începe să vorbească Bitcoin ca monedă națională? Păi... Că să vă zic eu vouă acum. Intrăm așa 5 secunde în partea asta de Bitcoin și market manipulation. Da? Foarte scurt. Hai să dau muzica asta mai încet la mine aici. Că e prea tare pentru gusturile mele și nu mă aud. Deci lucrurile stau în felul următor. În momentul de față, în Bitcoin, sunt multe hedge fund-uri băgate, sunt mulți bani băgați din multe locuri. Și atunci, uneori, e important, sau ce se face, se creează o astfel de veste cu un backwater country de genul El Salvador ca să reimpulsioneze marketul. S-au dus niște bănci, Deutsche Bank, de exemplu, și hai să în felul următor. Băi, Salvador, noi avem aici, să facem niște sell-off pe Bitcoin. Nu spun că s-a întâmplat asta, dar e foarte probabil să fie ceva similar cu situația de genul ăsta. Vrem să facem un sell-off pe Bitcoin, doar că înainte să facem sell-off-ul, vrem să facem puțină manipularea pieței. Și am vrea să, uite, dă și tu o lege prin care voi spuneți că faceți ceva. Dar ce impact va avea faptul că El Salvador o consideră monedă națională? Zero impact, de fapt, și de drept, asupra structurii. Știi? Este din contra, este total
against Bitcoin policy. Dacă Bitcoin nu este creat ca și a decentralized monetary system, știi, payment system, whatever the fuck, faptul că o țară vine și spune, da, îl facem centralizat, e ok, we advise, like, what the fuck? Știi? Deci este o manipulare de piață. Când vezi a Quiet Place, va deja a făcut recenzii. Da, foarte bine că l-a făcut Mihai. Ronnie Kenshin, n-am nicio părere. Încă ceva trebuie să vezi, ne-am patru Quiet Place, e fantastic, da. Comunicare și relații publice. O întrebare mai bună că te-ai obținut mai ales la BAC. Ai văzut, nici nu mai știu, 7 și ceva, 8. Ai văzut, it's a long time. Ai văzut și să face un nou film Lord of the Rings și că va fi în genul anime? Nu. Mai doar ce am aflat de un show pe HBO, Mirror of Easttown, da. Ensemble cast, more of less, Kate Winslet, da, este soția mea, s-a uitat la el, Ionuț. Chiar și eu mă gândesc să mă uit la el, tocmai din cauză că pare ceva foarte bun, doar că e destul de lunguț, am văzut că ea încă se mai uită. Și la început de o săptămână, asta înseamnă că nu e scurt. Clipul cu genul identitatea socială va fi primul care vine. Și pentru membrii săptămâna viitoare sigur vine și cel cu ceasurile, promit. Ce pare ce s-a întâmplat cu PC și cancel culture pe Twitch cu Eddie Marquez, Andrei? Am tras ieri cu Mihai, cu Mikey H, un clip. Mihai a fost foarte prost înțeles de foarte multă lume și toată lumea a escaladat. De fapt, ce s-a întâmplat acolo, nu știu situația completă, ce pot să spun în felul următor. Tot s-a terminat cu bine. Știi? Nu cred că Creative Monkeys au primit ban din cauza stângii din România sau ceva de genul ăsta. Cred că de fapt a fost un shitstorm, știi? Pur și simplu. Something s-a întâmplat într-un colț ceva, a venit Codina, a făcut niște remarci, scoase din context, puțin anapoda, pa, 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 bubă, poc, a făcut poc. Dar nu, s-a rezolvat. Asta e important, nu e. E cum era aia? A lot of fuss over nothing, știi? Mult fum, puțin foc. După aceea, Ciprian spune, am văzut primul episod din Loki acum, adică calitatea era exact Ciprian. Așa e. Deci uite ce spune Ciprian și asta am încercat să vă fac recenzia la primul episod, tocmai în ideea în care să nu vă dau niciun fel, să nu vorbesc pe ce se întâmplă în serial, pentru că mi se pare că serialul va explica singur, dat fiindcă introduce atât de multe chestii noi. Dar exact asta e, calitatea e la alt nivel comparativ cu celelalte două. Deci este la alt nivel, pur și simplu. Ăsta e adevărul. Popa, faci mișto cu Titanicul, dacă nu Titanicul a fost mega hype pe vremea când eram eu și cu Morris. Eu l-am văzut în clasa 9-a, am fost cu colegii la Titanic, iar la Titanic lumea făcea poze. Fetele pe vremea noastră plângeau în sală, era Titanicul și la vremea lui a fost ceva what the fuck. Fenomen cu adevărat. Mirror of Easttown, pe aici pe vreo părere, mi s-a părut foarte bun. Asta spunea și până de vreme, Alex. A fost trailerul pentru noul He-Man? Nu. Ce era făcută de Netflix a fost destul de drăguț, am speranțe mase. Bă, o să vedem. He-Man niciodată n-a fost o producție fantastică, știi? Vape-ul? Nu recomand. Așa. Ai fost recomandat de cursuri pentru comunicare și PR, nu la facultate, pentru că mi se pare mult prea lungă. Eu aveam în cap ceva specializare de la Udemy. Poți. Deci pe Udemy găsești foarte multe. Nu pot să spun cine face, dar și care e faza, Danny? Asta este un domeniu în care e convergent. Adică vei întâlni 10 oameni. La început vor părea că toți sunt diferiți, dar ajungi la un punct în care cam toată lumea te va învăța aceleași lucruri, știi? Ajungi la niște baze, ca să zic așa. Scârbă mică, toată lumea vorbește de cripto abia după ce au făcut toate nu știu câte x-uri procent. Da, nu știu. Când va fi următorul live cu Marian Coman? Peste 2 săptămâni, probabil. Deci citesc cartea aia, Arhanghelul Raul. Mirror of Easttown, 8 episoade, e bun. Aha, știi, recunosc că nu sunt amator cum mă compar tinerea, ceea ce vențezi între Mulan. I-ai făcut recenzie și Rory Kenshin, e același stil. Ai citit cărțile Turnul Întunecat? Am început, de 3 ori am început Dark Tower, dar nu apuc să-l termin. Mă las de el, pentru că mă apuc de altele. Și ce rap nici nu mă prinde cu adevărat, știi? Cred că apare în iarnă Winds of Winter, da. Da. Am văzut la tine recenzie pentru Loki, a fost blow my mind, ai reușit să mă prind de ideea. Ai văzut? Bravo. Mă bucur că ți-a plăcut, Alexandru. Ai văzut Yellowstone? Sunt super pasionat de partea asta, cowboy, country, rock, fiind genul meu preferat. Merită sau știi seria de genul ăsta? Nu știu Yellowstone. Ok. Salut, Vlad.
Uite ce să fac, uite la un live cu voi. Am mai văzut ceva din podcasturile cu Mikey, totuși n-ai crede că uneori este autosuficient? Uneori are opinii, ba da, dar toată lumea are așa, Ciprian. Uneori are opinii pe anumite subiecte și le spune parcă le ține. Toată lumea spune lucrurile așa. Nu știu cum să vă explic eu vouă. Toată lumea, nimeni nu e perfect. Toată lumea face gafe, toată lumea face căcat, știi? Și toată lumea după aia, adică e exact aia a lui Jordan Peterson, știi? You should act, I don't know if I believe in God, but I act as if I do, as if he exists, știi? Nu trebuie să mai judecați oamenii tot timpul după persoanele astea pe care le vedeți pe internet, personajele astea, știi? Și Mihai, și Dorian, și Shelley, și toți oamenii ăștia care sunt pe internet. Ei, să știți că au niște gay intern, au și ei sentimentele lor și sunt sigur că și comentarii și felul în care se portretizează după aceea și toate discuțiile astea ciudate, știi? Normal că Mihai spune prostii uneori și eu spun prostii uneori și, și Sucre spune prostii uneori și mai știu eu care, toată lumea spune și ăsta cum era zic, Brânciu, Hârciu, în fine, unul, ei, Brânciu, nu Brânciu, mă, cum îl cheamă ăsta, fucking out. În fine, toată lumea spune prostii. De ce bei bere și nu bei apă? Bogdan, păi piramidele au fost construite cu bere, nu cu apă, să știi. Chris MPB spune salut mare, salut. De fiecare dată când îți aud timbrul, aud pe logonica mea de undeva prin casă, spune, mamă, ce voce are omul ăsta. Bine, mă, Andrei, măcar atât, aud, mersi mult de tot. Made my evening, știi? Ai văzut Devilman Crybaby? Bă, sună cunoscut. Mă, ai văzut că o să apară Masters of the Universe pe Netflix? Asta era ideea, să spunea și ceva mai devreme. Dă-mă să mă uit și eu să văd ce a apărut, ca să măcar să nu fiu dobitoc, știi? Masters of the Universe 2021. Ok. Ok, let's see who's done this. Nu vă bag sunetul, da? Doar o secundă, this live reaction. Hai să vă dau și sunetul, fuck it. O pauză, ok. Animația it's not great, but ok. 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 Ce îmi place foarte mult este că au păstrat, dacă vă uitați la costumele personajelor și la set design-ul, cum îi spune castelului, am uitat, Skull Castle, cred că chiar așa se cheamă, e exact ăla din, cum îi spune, de cumpărat, de jucărie. The old school one. Adică au păstrat totul period correct. Ok. Totuși, parcă mi-aș fi plăcut să aud și melodia de la vechiul He-Man. Dar da, asta a fost live reaction cu He-Man. Nu știu dacă hype este cuvântul potrivit, dar o să mă uit cu siguranță la el. Ai spus că probabil o să vorbești cu spoilere despre Loki într-un podcast. Hai să o facem, Ciprian. Bă, da, dacă vreți să vorbesc acum, că mâine tragem podcast, nu mâine, luni, și putem să vorbim și de Loki puțin mai... Îmi place foarte mult conceptual ce au făcut și îmi place că au luat TVA-ul de unde era în comics, pentru că nu știu cum să mai apuc să fac clipul ăsta cu TVA, dar faza e așa. TVA-ul, practic, în comics e cu clone, e puțin mai non-human 70s, așa cum e în Loki. Și faptul că l-au luat de aici, pentru că, de fapt, TVA-ul ce trebuia să fie, era The Redcon Department, la Writers, știi, ceva de genul ăsta l-au făcut special. Și TVA-ul ăsta, din schimb, din Marvel, pe care aparent îl vor introduce după aceea și în comics, pentru că de foarte multe ori, de când Faghi de un an, se ocupă și de comic book-uri. Și încearcă să-ți iasă narrativa asta, care să aducă elemente cât mai multe din filme, să ducă și în comic book, ceea ce e interesant. Dacă vom avea pe Kang, că aici toată vrăjeala aici stă, știi? Dacă vom avea și pe Kang, aici e toată șmecheria. Hai că am făcut-o să plâng de fericire, să mulțumesc de sfat. N-ai pe nu ce, Vlad.
Când au fost animeurile din adolescență? Care a fost animeurile din adolescența ta? Bă, la adolescența mea era Neon Genesis Evangelion. Erau destul de puține desene animate propriu-zise. Erau Lupin, erau cele vechi, să zic așa. Nu apăruseră încă animeurile noi, shounen-urile mai ales noi. Erau foarte multe desene animate japoneze. Bineînțeles. Bă, Vlad, ce treacă faci, mă? Băi, dar vină la bere, mă, nu mai știi. Bă, mulțumesc, ce pot să zic altceva? Sănătate, să fii drăguț, ești la mare în continuare, despre să spun, nu? 50 de bere, exact. S-a ocupat cineva de beer meeting. Nu știu ce mai vin și eu. Vine Vlad acum încolo. Exact, hai Vlad. Mersi. Am văzut că ești la party, am văzut că ești pe catamaran, foarte frumos din partea ta. Ce să zic și eu? Drăguț, la vârsta ta văceam și eu. Da. Vlad, ca de obicei, too much. Too much too early, știi ca să zic așa. El speechless, period. Let's move on. Așa. Vorbeam de anime-uri din adolescența mea, repet, nu existau anime-uri propriu-zise, existau mai degrabă niște desene animate japoneze, da? Un desen animat care a plăcut foarte mult în copilărie, în adolescență, e propriu spus, dar sunt câțiva în distanță, nu e mare. E, cum îi spune, mă? Belle et Sébastien. E un anime... Vlad. Uite ce văd. Vlad sent $123.58 to super chat. Like, why do you do it? Înțeleg, mersi, da. Chill. Bun. Vlad Svet cu dragii mei. Elder God original. Așa. Și după aceea... Da, și spuneam că mai degrabă erau animații ale unor povești mai degrabă decât niște... animeurile serializate cu 125 de sezoane care sunt acum. Existau Captain Tsubasa, existau, cum îi spune, Mila și multe alte desene animate care se trimiteau, în principal au dat de italieni și de nemți, știi? În principal. În perioada aia 90 și, să spunem, 94-98, știi? Bun. Și mai departe. Ai avut o perioadă când ai fost consumator în fucat de bere neagră? Niciodată, Titan Volt. N-am înțeles apelul, ba nu, uite, hai să nu zic o prostie. Am avut o perioadă în care beiam Kilkenny, dar beiam Kilkenny, derupeam, ca să zic așa. Ăla era, e un stout, e un direct competitor al lui Guinness, dar e mai bun ca Guinness, 100% mai bun ca Guinness. Și beam Kilkenny, vorbim de 2013-2014. Pe faptul că Austria nu și-a putut face antrenamentul pe Național Arena pentru că era prea multă apă pe teren, pentru că acoperișul nu a putut fi tras. Ce vrei să spun Mixfield Remix? Că, na, Vlad, bă, termină cu prostiile astea. Bă, live-ul trebuie să fie al meu, acum nu mai pot să vorbesc după aceea. Las-o așa, descriți și dau înapoi, îmi pare rău. Deci chiar îmi pare rău. Trebuie să facem într-un fel. It's like, fuck off, you know? Fuck off, pe bune. Bun, acum, să ne toarcem la ale noastre. Trebuie să fii la beer, deci ne vedem la beer meeting săptămâna viitoare și n-ai cum, deci chiar refuz, știi, ca să zic, refuz pur și simplu. It's, I understand, I love you for it, dar în același timp you need to stop. Ai spus că probabil o să vorbesc spoiler despre așa, 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 așa. Ce pare să fac ca auzi așa? Da, repet, ca să ajung din nou la asta, nu cred că este ceva nemai întâlnit. Cred că în România lucrurile astea, numai România, când n-ai oameni care lucrează într-un domeniu foarte mult timp îndelungat și nu au astfel de challenge-uri și se ocupă și așa mai departe, știi, e foarte greu să-i organizezi. Și era o neafănică care trebuia să facă asta și poate s-a îmbolnăvit. Și aia e, fuck you, you're done. Înțelegi? Se întâmplă. România este, din păcate, ca și foarte multe alte țări din blocul estic, se confruntă cu acest val de adaptare, știi? Noi pretindem, știi, ca oamenii să știe, să înțeleagă, să facă totul cum trebuie. E greu, adică nu e așa ușor, știi, să avem... Ca și cum ai spune, știi, bă, da, cum românii ăștia nu-s pregătiți, mă, deloc pentru Euro 2020 ăsta, știi, 2021, whatever. Adică, parcă eram mai pregătiți pentru la trecută. Care tu la trecută? Să ne înțelegem, românii n-au... De-astea cu acoperișul care se trăgea. Românii nu au auzit, astea sunt basme pentru români, știi?
despre Invincible, e foarte ok ca și comic book, e puțin tras de păr, dar în absenția anything else, și dacă este, iar dacă mă întreb acum dacă Invincible este un comic book pe care să-l citești, e mai bun decât toate celelalte? Nu, e departe de a fi cel mai bun. Este un knock-off, spin-off, Superman-ish, robotoid, sintezoid, așa mai departe. Nu, e săptămâna în care nu ai podcast cu Mihai, e pentru că nu vă place cum ai zis sau nu aveți timp. Uneori, pur și simplu, nu avem timp. Săptămâna trecută am tras, acum 2 săptămâni n-am tras că am avut treabă, acum 3 săptămâni cred că n-am tras că am avut treabă. Nu, doar un singur episod nu a fost publicat. Sau două, poate, știi? Dar nu e că nu ne place. Ne dăm seama că uneori, eu cu Mihai, când stăm de vorbă, eu chiar încerc să avem o discuție noi doi. Adică nu încerc să fac un produs pentru a fi postat, știi? Cam asta e ideea. Eu chiar încerc să fiu un interlocutor pentru el și el încearcă să fie interlocutor pentru mine. Cred că e cea mai importantă chestie asta. Și după aia, dacă câte ați văzut că de foarte multe ori în podcast-urile cu el, voi intrați în mijlocul discuției. Asta pentru că noi doi stăm de vorbă ca la bere, știi? Dar basically vorbim coerent unul cu celălalt. Sunt și alte discuții, multe alte, pe care voi nu le vedeți. Evident. Dar, în general, dacă nu se postează, înseamnă că, bă, poate e prea intimă discuția, știi? Poate să fie despre părinți, despre chestii, adică poate să fie o chestie de prietenie, știi, până la urmă. Așa. De-aia nu vă pun live-uri de la beer meeting. La beer meeting avem altfel de discuții uneori. Sunt discuții care duc în alte zone. Frate, trecut am avut o discuție cu unul dintre voi despre copii, despre relații la 20 ceva de ani, necăsnicie, niște chestii de-astea care nu erau neapărat the best, ca să zic așa, știi? Dar s-a blocat stream-ul sau mi se pare mie aici? Așa, să vadă tati. Cred că de auzit mă auziți, dar nu mă vedeți, nu? Ia să așa, să-i dau eu aici un button. Let me shut it down and start it up. Așa, window video capture, deactivate, activate. Așa, acum ar trebui să fie ok. Bun. Vlad, din nou, fucking lunatic. Hai să spune așa, așa, așa. Încă te mai joci, wow, nu mai am timp să mă joc în perioada de față. Aș fi vrut să joc foarte mult TVC-ul, dar nu e timp. Și doar ca să o fac fără să o fac cu urmări, nu avea sens. Plus că în momentul de față, că asta era chestia, în momentul de față, fiecare moment liber pe care l-am, sunt 6 foarte mari să fie acaparat, fie de business, fie de familie. Și atunci suntem într-un punct în care chiar jonglez cu ele, știi, cât de cât. Și că se spune posibil fiecare dat. Da, sunt oameni care vor spune că sucre spune mai prostii. Sunt oameni care nu mă plac pe mine. E normal. It is what it is. Crezi că în Loki, acei gardieni de au făcut niața că temporară vor deveni personaje negative și că sunt prea overpowered și că Loki ar lupta oarecum? Da, dar nu. Nu. Nu, the timekeepers will remain the timekeepers. Nu cred că o să-i vedem în producție. Ce cred că se va întâmpla, în schimb, vom descoperi că unul dintre timekeepers are o secret agenda, ca să zic așa, știi? Legat de Mikey H, pare că are priș pe creda, orice opinie poate fi luată în considerare atâta timp cât sunt argumente. Și al lui Mikey sunt... Exact, asta e ideea. Deci cât timp scheletorul Mark Hamill tare. Deci cât timp oamenii... Băi, atenție, eu ce vă spun de ani de zile și o să vă spun în continuare, este în felul următor. Oricine vine și vă spune că he's the ultimate good guy and the other guy's shit, nu e așa. Nu e așa. Toată lumea, avem momente și momente, știi? Toată lumea are momente bune și momente rele. Și Mihai a făcut content de căcat. De cele mai multe, i-am spus-o de 1000 de ori. Și eu mai am unele clipuri în care și eu mă zic, bă, ce pișat mai fac și eu și mai nu știu ce, știi? Adică e normal. Toată lumea mai scoate și câte o joarsă de asta, știi? Nimeni nu e perfect. Da? Andrei spune doar, după faptul că e scris de Kevin Smith, presim că o să mă stric de râs la el. La ce anume? La Skeletor? La He-Man? Posibil. Muzică bună, animație mea la Master of the Universe. Exact, Vlad, cam asta e animația. Tatăl nostru Marius nu știe niciodată. Ba da, Marius greșește și el, să știți. Marius, ca orice om de altfel, cine nu greșește, nu învață. E foarte important să înțelegi treaba asta. Deci,
cea mai mare prostie pe care o văd de foarte multe ori și la parenting, dar și în managementul unei companii, este că se pretinde a nu greși, știi? Oamenilor le-i frică și să greșească. Nu e bine. Trebuie să vrei să greșești, trebuie să dai înainte. În cultura americană de în Facebook, Google și mai departe, au și chestia cu fail faster. E un concept ăsta de management cu fail faster. E vorba de hai să greșim puțin mai repede, ca să trecem peste greșeli, să învățăm ce a fost prost, să mișcăm mai devreme, să ajungem mai departe, mai devreme, pardon, să ajungem la rezultatul dorit. Da? Scuzați că am o întrebare, se poate abona la canal cu ajutorul telefonului? Din păcate nu reușesc. Rar și chiar nu știu asta. Teoretic, da. Făd acea Vlad Svect cu 499 de lei. Bună seara! Bună seara! Pe sistemul, băi, ești prost? Băi, ești de bun? Așa. Cam cu ceritor, cred că va fi jucat de tipul din Lovecraft. Da, este. A dat în cam Hiroshima, da, au ce ne-a drut asta, Vlad. Nu ți-a părut Evanghelion ca fiind unul de cele mai bune anime toate timpurile? Ba da, Alex, dar nu sunt neapărat că din toate timpurile. Un anime bun pentru că e o poveste bună, pentru că e unul dintre primele. La fel ca și Gundam, la fel ca și ca, acum încep să-mi aduc aminte, the old school stuff, știi? Sunt foarte multe animații vechi care erau story-based, știi? Mainly. Așa. Am un prieten care are o problemă și m-am gândit că tu ești în măsură să-i dai un sfat. Până acum a investit foarte mult timp în școală. Acum 18 ani nu are o direcție, nu are o relație, etc. Da. Deci, nu știu dacă pot să-i dau eu un sfat. Pentru că nu am totalitatea întâmplărilor din viața lui, ca să zic așa. Și e periculos uneori când am nevoie de context așa. Nu există... E tânăr, e 18 ani, are timp căcălău. Nu există a investi foarte mult. E... Ok, a investit 5 ani din viață, nu e mult, știi? 5 ani din viață am investit de 4 ori până acum în ceva și am făcut altceva după aceea. E ok. Să nu intre în depresie pentru asta, că nu are relații și direcție. Dacă caută o direcție, poate să-și ia un sabatic de 2-3 ani, dacă vrea, trebuie să meargă la facultate mâine. Poate să se ducă liniștit să-și facă, să-și trăiască două vise prin India și unul prin China. And then get back to it, știi? Exact, Vlad e prietenul care zice că se îmbată oper la toată masa. Nu cred că Vlad nu o să ajungă la beer meeting și el acum face tot posibilul să fie ok. Când o să realizeze omenirea că singurul scop obiectiv ar trebui să fie studierea universului, nu finanțarea cultelor religioase? Mă, Daniel, și asta e debatable, să știi, dacă există cu adevărat un scop final. Dacă scopul e să studiem universul... sau dacă scopul de fapt este să nu faci nimic. Știi? E complicată discuția, e filozofică. Filosofică. Mă, Vlad, tot timpul la mea. Mă, băi, îți dau ban să-mi băt picioarele. Îți dau ban, jur că îți dau ban. Să mă întorc aici la întrebările mele și răspunsurile mele. Gata, oprește-te, chill, stop. Enough, point taken, e ok. Acum mă faci ce să scoși la cină într-o seară în pana mea. Pentru așa ceva. Hai, calm down, stop. Da? Ești la mare, ești pe party, ca să știu. Că dacă da, atunci trebuie să te oprești oricum. Orice ar fi, oprește-te. Stop, 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 știi? Mai vine și Liviu după aia și el, l-apucă și pe Liviu după aia să înceapă cu nave spațiale. Chill. We don't need so much. It's ok. Da, să dau drumul la muzică din nou. Bun, mai departe, să vedem ce mai era pe aici prin comentarii. Scuze. Așa. Da, nu mai vorbim de spoilere, vorbim luni de spoilere. Ce așteptări de la Space Jam vara asta? N-am nicio așteptare, stop smoking. Marius will stop in 3, 2, 1. La cine ai pus pe targat, exact. De ce nu se fac historical series în România? În ce sens, Emilian? Așa, Marius știi că ești român și apoi ești la Cluj. Mersi, Andrei, mersi. 100 de bere, exact. UEFA interzice acoperirea cu... uite, de exemplu, răspuns la întrebarea cu acoperișul. UEFA interzice acțiunea acoperișului pentru egalitate față de celelalte stadioane fără acoperiș. Huh. Really? That's kind of dumb, but ok. Știu că sună copilăresc, dar ce pare despre SpongeBob? Nu e pentru copii. Ai văzut Sweet Tooth? Nu, nu l-am văzut încă. Sea Season 2. Nu l-am văzut. Am văzut trailerul la Sea? God damn it, where am I living? Cred că e doar teaser totuși, ca fel vedeam. Ia. Yeah.
Ooh, see, gets denuded. Scuze. Oh, deci cinematografia a crescut. Ok. Ok. Deci cinematografia este la un alt nivel data asta. S-a băgat din cameră. Okay. That will save you. No. Okay. My father is Baba Voss. He will come for me. There is no distance too far. E mai bine. E mult mai bine. Uite câtă figurație. No army too strong. Față de sezonul 1 care a fost făcut în boxă. To protect his family. Okay. Okay. Samurai. He will make you pay for this. Cool. I will pay. Oh. He owes me more than you could ever imagine. I am Commander General Ido Voss. Bun. Bun. Bun de tot. Bine făcut trailerul. Ok, Samurai Jack. Gotcha. Been a long time. Nu e bine asta. De ce arată faza asta? Ah. Ok, de fapt știm oricum că acolo se îndreaptă conflictul. Nu se așteaptă nimeni să moară personajul principal, știi? În episodul sezonul 2. Game of Thrones vibes. Dar da, e făcut mai bine. E mult mai bine executat. Se vede clar chestia asta. Ciprian, revenind la Loki, am realizat de fapt că Tom Hiddleston e chiar un actor foarte bun. E chiar un actor foarte, foarte bun. Da, 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 da. De vreun an scriu o carte, spune Grimm. Am lăsat 70 de capitole. Am de gând să o public pe net când termin. Sunt curios. Presupun că îți plac fantasy-urile, nu? Da, Grimm, doar că nu știu acum să am timp să o citesc. Eu îți urez succes, Doamne ferește. Aș vrea să-ți promit acum că mi-a trimis acum 6 luni, mi-a trimis unul dintre voi, mi-a trimis o carte scrisă de el și am promis că o citesc. Și n-am apucat să o citesc încă. Și... Da, și cum are scump să așa stil, se blocase imaginea. Nu știu dacă o să am timp să o citesc prim. Sper să am timp. Doresc să... chiar îmi doresc să pot să te ajut. Nu știu dacă o să pot. Știi? Nu e vorba că nu vreau. De ce să nu se fac historical series în România? Nu există... Nu există Watchers, Emilian. Uitați-vă la podcastul ăla cu Măruță și cu Teo Trandafir. A fost un podcast care pur și simplu m-a... A fost greu de văzut, nu știu cum să vă spun, complicat de văzut, pentru că oamenii acolo, o spun cu predicat, știi, cu subiect și predicat, spun clar că, bă, n-are sens să râd, practic, de ăia care fac content care nu e pentru mase, știi? E un fel de, prostule, ce faci, mă? Du-te, bă, de aici, ce prost ești, n-ai înțeles nimic. Știi? Nu e înțeleg perfect și sunt de acord cu ei și apreciez munca lor fără niciun fel de problemă, nu trebuie să îi judecăm acum, știi? Doar că în același timp te face și realizezi că, da, din păcate, cultura este de cerere și ofertă, nu e de ofertă și cerere. Iar ce facem noi cu încă ceva, ce fac Creative Monkeys, ce fac și mulți alții, puțini alții, de fapt, să o luăm așa, este, noi încercăm să creăm, noi venim cu oferta, știi? Înainte ca cererea să existe. Și sperăm cu toții că, de fapt, în următorul an, 2, 3, poate 5, vom avea și cererea, o să creăm noi cererea. Ceea ce e contraintuitiv, în schimb, știi? Asta e ideea. Bun. Așa că nu o să fiu mare, vreau să fiu Vlad Svesca. Cătăline, dar tu ești, mă, Cătăline, știi, ești un Vlad diferit. Fiecare dintre voi e diferit. Vlad, acum ți-am spus, Vlad, deci nu mai da, Vlad, orice spun nu mai da niciun ban, nu mă interesează. Oprește complet, știu că acum o să simți, bă, dar nu, poate mai da. Nu, stop, it's ok, îți mulțumesc, chiar îți apreciez maxim.
Și repet, când ne vedem, primești ceva. Și bani și ceva. Da? You're close to our heart. Da? Dar vină la beer meeting. Da? Chiar dacă ești plecat la mare, vină weekendul ăsta. La mare plouă, cred că weekendul ăsta. Chiar te ascult pe fundalul unui dungeon TBC. Bravo, Andrei. Care este comic book-ul tău preferat sau topul? Pentru mine, tot ce a făcut Jason Aaron e bun. Așteptări mari de la Loki? Foarte mari. Foarte mari. Ciprian Georgescu, cine nu te place mare? Să ne adunăm să-l facem să te placă. Nu, exact asta e, Ciprian, ca să-i spuneam și lui Mihai. Nu e ok. Dacă cineva nu mă place, e ok să nu mă placă. E foarte bine să nu mă placă. E un lucru sănătos ca unii oameni să nu gândească ca tine, să nu te aprecieze. Și e bine să și stai de vorbă cu oamenii ăștia, e bine să interacționezi cu ei, e bine să... Chiar vorbeam cu un prieten despre chestia asta, zilele astea, când am avut filmările astea și așa mai departe și am fost plecați prin țară și alte chestii. Și vorbeam despre faptul că cât de important este să te înconjori de oameni care nu sunt de acord cu tine, de oameni care te challenge-uiesc. E la fel de important să ai oameni care te apreciază și te laudă și așa mai departe, dar e foarte, foarte important să te înconjori de oameni care nu te apreciază, oameni care te pot challenge-ui, oameni care să, chiar și neargumentat uneori, e bine să mai fie oameni care nu sunt de acord cu tine, să te coboare înapoi, să te pună înapoi pe în normalitate, ca să zic așa, știi? Pe flow-ul ăla central. Pentru că dacă nu vei tinde fără să vrei, să duci într-o parte sau în alta. Și de-aia nu e bine să fii acolo. E mai bine să fii cumpătat, știi? All things need to be balanced, știi? Cam asta e faza. Așa, părere Killing Joke, e bun. Eu nu știu dacă chiar nu știu, nu reușesc. Așa, greșeala cea mai mare pedeapsă în sistemul educațional, puțin ca în greu să trecem peste... Da, vorbind acum de ce spuneam mai devreme, că să nu greșești. Da, Sebastian, la noi așa funcționează încă, dar se va schimba la un moment dat. Tiflaș, care este problema? Fii mai specific, nu știu unde să găsești butonul? Rareș, dar nu te preocupa, poți să o faci mâine, poi mâine, oricând vrei tu, deci nu e musai să se întâmple acum abonamentul sau asta, știi? Chill, e ok, don't worry. Lady Brienne va fi Lucifer, să fie. Hey, RDL, RLD, pardon. RDL. Se cam pierd aici. Cum vezi tu omul de rând din România peste un an referitor la criză și inflație? Ești fatalist sau nu? Nu sunt deloc fatalist, Alex. Asta vis-a-vis că eu vă spun de mai mult timp că lucrurile nu sunt roz, dar nu sunt nici negre, da? Deci nu vor... Scăderea overall a puterii de cumpărare și total și inflaționară și a economiei, eu am spus că am spus-o la un beer meeting acum un an jumate, la 30%. Acum, acumulând scăderea economică cu inflație și asta, suntem la 20%, probabil nu a fost 30%. Mă așteptam să fie mai gravă situația. N-a fost chiar atât de gravă. Însă nu e roz. Dar în același timp nu e nici what the fuck, ce o să ne facem. Cât timp toate țările vestice sunt de acord unele cu celelalte în privința politicii monetare și cum să navigheze actuala criză, și cât timp nu avem jucători de sine stătători care să vină să spună ok, eu vreau să-mi pese de mine, știi? Cât timp se întâmplă această unitate, suntem ok. E o problemă cu China, dar în același timp americanii au dat zilele trecute o lege. Nu mai știu cât băgau. Oricum, ceva sume aberante pe care vor să le bage înapoi în America în development, știi? Adică și China a răspuns evident cu, dar nu e bine ce faceți cu... Adică, it's ok, știi? E în regulă. China are un monopol în momentul de față pe foarte multe chestii și fiind singura țară care nu a printat bani cu nemiluita, cu tipografia, adică pur și simplu, automat e singura țară care poate pune presiune pe toți ceilalți care au tipărit bani. V-am mai explicat-o vouă povestea asta, dar așa pe scurt, dacă vreți din nou. Da? Ce înseamnă inflație? Inflație înseamnă că cu aceea sumă de bani nu mai cumpere același lucru. Da? Foarte multă lume nu s-a scumpit apartamentele. Da, dar de fapt s-a devalorizat moneda. Nu e neapărat s-a scumpit apartamentele. S-au scumpit toate, de fapt. Știi că asta e faza. Lumea spune că, azi spunea, dau de la Digi o știre, că românul are puteri de cumpărare crescute numai cu 5%, 10%, whatever, fac glumele astea. Între timp, lemnul, tot ce înseamnă materie primă, s-a scumpit cu 50%. Period. Basically, știi? Adică, un kilogram de aur s-a scumpit cu nu știu cât, știi? Adică,
nu știu dacă aurul neapărat cel mai valoroasă, cel mai bun exemplu în cazul de față, știi? Dar ideea este că pe materie primă trebuie să ne uităm, pentru că în momentul de față tindem să avem o economie care să devină din ce în ce mai modernă. Economia modernă în principiu se bazează pe infrastructură și resurse, nu pe gold standard sau silver standard. Și asta e o chestie foarte importantă. De aia și Bitcoin-ul nu e ce trebuie și așa mai departe. Dar ideea este că ne îndreptăm în momentul de față, vedem că 80.000 de euro înainte, acum sunt 100.000 de euro de fapt, știi? Cam ăsta e adevărul. Înțelegi? Și atunci acum avem o problemă asta de, bă, ce facem? Suntem încăcați sau nu? Nu. Dacă era 80.000 de euro, erau acum 240.000, eram încăcat. Dar nu e caz. Nu suntem atât de down, știi? Vom fi ok. 499 e limita. Meriți mai mult? Mă înclin. Mersi, Vlad. E ok. Mersi mult de tot. Tu dacă vrei să mă ajuți mult de tot, pe lângă toate chestiile pe care le faci, fără de numărul lui Dragoș Bucur. Chinuite puțin. Câine Beer Meeting-ul săptămâna viitoare, Cătăline. Nu știu, nu găsesc niciune de pot... Dai niște trif. Raj, pardon. Don't worry, intre pe desktop mâine pe mine și ok. Da? Ne-a dat ultimata, da, exact. God damn it, de acord cu tine, Marius. Am investit 12 ani într-o direcție și apoi am decis să schimb. Uite Răzvan, de exemplu, știi? Deci nu e târziu la 18 ani. Înțelegi? Chiar nu e târziu asta cu am 18 ani și n-am direcție. Nici nu ar trebui să ai direcție la 18 ani. La 18 ani ești copil. E ok. Ce că, Doamne, iartă-mă ce frumos se vede pe roșu. Ce oameni. Bun. Deci, la direcție cam asta i-am spus și eu, dar partea mai complicată e relația. Nu e, la o relație la 18 ani este nu că inutilă, dar nu e ceva ce trebuie, da? Nu știu cum să vă spun eu vouă. Relațiile de cu sex opus sau cu... Nu. Relațiile cu o persoană de interes sexual, să zic așa, da? Că poate unii dintre voi nu sunt neapărat straight. Relațiile nu sunt valoroase, nu vreau să pară că sunt diminishing, știi? Pentru cei care sunt o relație, dar o relație evoluează în timp, are nevoie de foarte mult timp și are foarte multe pățănii. Trebuie să se întâmple multe chestii ca să fie sănătoasă. Că o relație, că asta nu înseamnă că la 20 de ani te iubești sau 18 ani te iubești sau la 22 de ani te iubești. Păi da, 100%. Deci sentimentul este în momentul ăla, este de this is the maximum intensity. Doar că o relație adevărată necesită mult mai multe chestii. Dar e important să le ai, evident. Dar nu e neapărat să fie la 18 ani să ai avut 5 prietene sau mai știu ce. Un palmares ceva. E ok. Vlad spune prietenul negativ să ia telefon, da? Rareș zice așa, apeși pe canal, prima agenda principală. Ok, salut Marius, ai menționat mai de mult că ți-ai dorit să faci un scurtmetraj. În ce stadiu mai e ideea? E încă la stadiu de idee, Alex, pentru că n-am avut timp. Anul ăsta filmăm 100%. Dacă nu intrăm din nou în pandemie, nebunie, bătăi de cap și așa mai departe, 100% anul ăsta filmăm cel puțin ăla de groază, că o să fie mai simplu de filmat decât, sună ciudat, decât ăla de groază, care se va numi Botezul Negru, va fi, deci Botezul Negru va fi mai ieftin de făcut decât interviul, care e celălalt scurtmetraj pe care l-am în cap. Deci ăla de groază vine primul. Promit că atunci când mă hotărăsc și intru în pre-production, promit că vă dau veste și cine vrea să facă figurație în el, Vlad cu siguranță îl bag, cine o să vrea să facă figurație în el, o să fie invitat. Vlad, CCC, eu nu vreau unirea cu Moldova, că sunt mai sărași și mai corupți ca noi, să mai vorbim de mafia rusofilă. Vlad, e mai complicată discuția decât asta, să știi, e mult mai complicată. Ciprian spune, de ce nu faci un beer meeting online pentru ăștia ce nu suntem în București? Serile alea când ne uităm la God pe Teams a fost excelente, sau mai not. Ăsta e maximul pe care pot să vi-l ofer în momentul de față. Eu sper să ajungem și pe la Cluj și mai sunt de astea. Și dar iar, trebuie să mai crească fetițele mele puțin ca să pot și eu să plec de acasă, ca să zic așa. Un review Samurai Jack? Very good. Gata, apropo, vezi că ți-ai, că poți trăi doar din live-uri la ce mai bați capul cu altele. Nu, dar nu este obiectivul, Ciprian. Chiar nu e asta obiectivul. Dacă obiectivul meu ajunge să fie să-mi duc existența din chestia asta, am o problemă. Am o mare problemă.
mi-aș face niște semne, mi-aș pune niște semne mari de întrebare. Nu, asta este o picătură din o găleată mare, știi? Într-o cană mare, dacă vrei, știi? Înțelegi? Iar live-urile le facem, eu sper că live-urile le fac pentru voi. Mai mult decât că le fac pentru mine. Nu-mi displace absolut deloc când donează cineva, să nu înțelegem greșit. Dar sper că live-urile astea sunt utile și pentru voi. Chiar sper chestia asta. Că dacă nu, s-ar putea să fie wasted time pe departe. Nu știu cât poți să vorbești despre asta, dar ai zis de multe ori că ai ceva legături cu agribusiness și aș fi curios ce. Jurnalist în domeniu și de asta te întreb. Păi uite de aia, Ionuț, dacă vrei, caută Amazag. Amazagul este și Stratesisul. Sunt două companii care activează în agribusiness. Fac studii mai ales pe agribusiness și de asemenea fac foarte multe, de exemplu MBAG-ul, dacă ai auzit de el, Ionuț, MBAG-ul a fost primul program de tip MBA din România dedicat fermierilor. A fost primul program de tip MBA pentru agricultură. Dar nu a fost un MBA propriu-zis pentru că sunt mai mult, sunt foarte, în ultimii 10 ani de MBA ce era pe vremuri, acum au devenit foarte multe tipuri de MBA-uri. Dar Amazagul este unul dintre jucători din piață care intră în contact, am ajuns să intru în contact cu cam toți directorii de vânzări și directorii de dezvoltare cam doar de companiile mari, la Syngenta, la Bayer, la FMC, Kvizda și așa mai departe. Nu râdeți de Kvizda, că așa se numește compania. Deci da, nu sunt eu direct conectat la agribusiness, dar unul dintre partenerii mei este conectat la agribusiness. Așa. Un serial must watch care îți vine prima oară în cap? Serial sau mini-producție? Aș spune că dacă a serial, în afară de Game of Thrones, dați-vă la I Know This Much Is True. Ai în minte una, două lecții de la mentorii tăi pe care le pot spune? Lecții în ce sens? Lecții numărați până la 10. Asta e cea mai importantă lecție pe care încerc eu. Și eu am învățat-o greu. Știu că e o lecție grea de... E greu să-ți dai seama de lecție. E foarte importantă. Când îți vine să spui ceva, așa din gât, știi? Când te enervezi tu pe ceva și ți-a zis unul ceva și parcă vrei să-i spui și tu ceva imediat, taci, numără până la 10 și vezi dacă mai vrei să răspunzi după aceea. E foarte important, înainte să deschizi gura, să te gândești, să te oprești, să te gândești și după aia să vorbești. Jordan Peterson îi spune talk with intention, știi? Talk with precise intent. Dar, pe scurt, numără până la 10. De foarte multe ori îți vine să verbalizezi ceva, îți vine să spui tu, bă, stai că ți-o dau eu acum, știi? Dar nu zic eu ceva acum interesant, cum ar veni, știi? Și s-ar putea ca de cele mai multe ori să fie mai bine să te oprești, să stai jos, să spui, bă, da, dacă zic chestia asta, ajută la ceva? Fac ceva bun? Sau doar, știi, arunc o vorbă pe internet, ca să zic așa? Știi? Think about it. Think about that. Ați vorbit suspendat la CM? Nu, iar cred că e un overblown discussion, știi? Și-au decăpătat canalul, a fost o neînțelegere toate părțile, perfect, move on. Se vorbea acum ceva ani de dinastia Basarabilor și Jete, Jets, cred că, dar n-am mai auzit nimic, nu cred că se mai poate obține finanțare pentru filme, da, se ia dacă are să vă răciște. Faza este, Emilian, că ea care au scris producții, au scris proiectele, nu au fost și foarte mari filmmakers, știi? Nu că aș fi eu, dar nu, ea nu erau. Chine să-mi știu că am vorbea, sunt bun, categoric. La noi e singura celelalte care funcționează, ea e din filmul la Starship Troopers din 97, dar vezi că ăla e un film foarte bun. Dacă nu știți, pentru cine nu știe Vlad, el este o satiră foarte bună a societății. Și cumva dacă sau când Nemira o să scoată ediții noi din The Wheel of Time, băi, nu știu, întrebăm pe Marian. Sau au filmat filmări la Boba Fett, perfect. Nu trebuie să-ți faci grijă, o chestie care e strict din pasiune. Este posibil o recenzie la trilogia Lord of the Rings? Vine, 100%. O să vină în iulie o serie întreagă de clipuri despre Lord of the fucking Rings. Cel puțin așa sper. Stai, când e beer meeting-ul? Săptămâna viitoare, Răzvane. Zic când ești liber ca să punem ziua. A bătut Finlanda? Să fie sănătoși. Părere la Vita e bella? Superb. La Vita... La buongiorno, principessa.
zi de meci cu numai ghinioane, mai zare marca Finlanda. Bun, când ai timp să consumi tot conținutul de care povestești în clipuri? Tokyo, oh, shit. Alex a pus și el o bere acolo. Ford Beer Medic, îmi place maxim ce faci. Mă bucur, Alex. Îți mulțumesc pentru susținere, știi? Când ai timp să consumi conținutul, nu prea mai în timp în ultimul timp. De asta și Răzvane, de aia nici mai avut un clip pe zi. Dar uite, de exemplu, acum se face 12. Eu de la 12 mă apuc să scriu parte din dansul, adică continui dansul dragonilor. N-am ce face altceva, adică să dorm mai puțin. Știi? Și trebuie să vezi. Într-o zi spui, îmi iau 3 ore să mă duc la sală, da? În ziua următoare îmi iau 3 ore să mă uit la Lupin. De exemplu, azi dimineață m-am trezit la 6 și am văzut Lupin sezonul 2, ca să pot să fac recenzia. În seara asta, practic, stau până pe la 2. Asta înseamnă că eu, vreo, am stat treaz cât? 20 de ore, știi? Adică n-ai cum să inventezi timpul, Răzvan. Tot ce poți să faci e să dormi mai puțin. N-ai ce faci altceva. Adică that's the way it is, știi? Oricât de mult ai vrea să faci altfel. Deci, nu știu dacă îți dai seama, dar genul ăsta de discuție potată cu tine și ceilalți îmi dă un sentiment atât de plăcut, dar sfârșitul zilei ăsta chiar ajută enorm. Ești grozav. Îți mulțumesc, Grim, și mă bucur tare mult că ajută. În ce direcție crezi că se va aduce The Mandalorian? N-am idee. Mai ales fiindcă auzi că există acest... Chiar e o situație tensionată. Poate degeaba spune că nu e la Disney, știi? Enchi spune, respect pentru tot ce faci, ne placi. Dar nu ne place de Mihai Holhos, acum se numește acel creator de neconținut. Fii atent, Enchi, ca să înțelegi o chestie. Mihai, iară, nu trebuie să-ți placă de el. Foarte multă lume confundă chestiile astea. E foarte bine că nu-ți place de el. E beton. Șanse sunt să nu-i placă nici de tine. What's the problem? Știi? Asta e faza. Nu trebuie să... Asta nu înțelege lumea, știi? Că cele două nu sunt... Nu există un unic fir. Știi? Sunt variate. Sunt culori. Pastel. Acuarelă. Uleiuri. Cum îi zice... Ce mai sunt astea? Ce culori mai sunt, mă? Nu sepia. Fac. Am uitat toată partea de uleiuri și de artă. Ce vezi pe Osho? Nu sunt fan. A apărut primul BTS de la adaptarea Netflix a Sandman și arată so far efectiv wonderful. Bravo, mă bucur. O să mă uit și eu să văd. Apropo, la aia cu plăcutul, să știi că am glumit. Who cares about that? Bravo, Cipian. Și mai de faptul că majoritatea tinerilor se droghează cu tot felul de lucruri dubioase, precum sarea de baie și alte chimicale care le prezesc creierul. Atenție, Red Show. Nu sunt majoritatea. Sunt o parte. Și aș spune chiar o parte destul de mică, să știi. Din cei care fac așa ceva sunt și reprezentativi, să zic. E o lipsă de educație aici, Red Show. E o lipsă de educație din partea societății, evident, și a părinților, de la societății. Lipsă de exemple, de role models, de ghidaj, de multe altele. Dar nu sunt mulți, să știi, sunt mai puține cât crezi. Gabi Hurdubaia, salut Marius, cum se cheamă filmul acela în care niște oameni șmecheri Don China au făcut mânării în America? Cred că era un documentar, te referi probabil, nu? Te referi la documentarul cu ăla de pe Netflix, Vansier Vode, dar nu mai țin minte cum se cheamă. Hai să mă, la un moment dat fișierele cu numele se șterg, știi? George R. Martin când lansează, m-am relații la 21 de ani, e nasol rău. A, n-am relații. Nu te preocupa, o să vină. Andrei Angelovici. Pentru generația mea și pentru generațiile anterioare, subiectele precum banii și politica au fost taburi interior instituției de învățământ. Nu suntem ghidați spre... Exact. Nu suntem ghidați spre realitatea socială. Sunt total de acord, așa este. Și pentru noi a fost la fel, atenție. Dar nu este... Uneori să știi că e și singurul lucru responsabil pe care poate să-l facă un profesor. Că trebuie să te gândești dacă profesorul respectiv ai prefera să vină unul care nu știe să te învețe sau ai prefera să tacă din gură. Știi? Pe de parte, înțelegi? Este posibil recenzie la încă un film Ghibli? Soon, Alex, soon. Botezul negru inspirat din povestea pe care ai pus-o în podcastul cu Sucre și Vlad? Da, Sebastian, de acolo e. Părere Dostoevski?
n-am eu față să am păreri de Dostoievski. O să am doar stimă și respect, știi, cam asta e fața. Rușii ăștia de la mijlocul anilor, de fapt de la sfârșitul secolului 19, cam toți bat la curt, cam tot ce mișcă. Din cauza că e ultimul moment în care a existat cultură vestică în est, ca să zic așa, știi? Și că la beer meeting merge și cu suculeț, că alcool face urât la mine. Da, Alex, face și cu suculeț. Călin Mogă spune saltare. Vai, iar m-ați înțeles greșit. Voiam să râd puțin de bombele nucleare lui Vlad Chiarna. Da, mă, da, e ok. Ai niște cipriane. Camera. Ah, m-am speriat. Ea s-a blocat. Pac, așa revenit imediat. Nu mai merge chat-ul sau chiar nu-mi zice nimeni nimic. Nu, era doar așa. Păi eu sunt oltean, am frân, am înțeles. Bun, sincer apreciem tot ce faci și informații pe care le aflu de la tine. Mă bucur, Dani, dacă sunt bune, e ok. Stai că a revenit. Same, e fine, mare, ce părere despre Neuralink-ul lui Elon Musk? Să vedem ce o să iasă. Dar nu nicio părere. M-am supărat pe partea de marketing. La ce lase? E ok. Nu ești rupt dacă dormi atât de puțin? Alex, nu știu ce să zic aici. Uneori da, ai seri în care pici. Da, știi cum e, ai 4 în seara asta, 6 mâine, 8 într-o seară, că le reglezi tu până la urmă, știi? Ce părere ai s-a anulat Jupiter's Legacy? Îmi pare foarte, foarte rău că s-a anulat. Îmi pare foarte rău că lumea n-a văzut mai departe n-au văzut ce putea să fie, ca să zic așa, știi, mai departe. Asta e singura părere de rău. V-am spus și eu, primele două episoade au fost, I don't know. A, după aia m-a prins. Uite, ca exemplu, Sea, acum că am văzut sezonul 2, trailerul, știi? Cât de bună, cât de miles ahead of the first one e, știi? Dar e din cauza că am avut încredere în proiect. La ce film ai fost la cinema până acum? La niciunul, din păcate, Luciane. Nici măcar nu-mi place, ia, Andrei, nici măcar nu-mi place de Mikey. În schimb, discuțiile care ies în acel podcast pe care îl face sunt super interesante. Hai, văzut, Andrei, asta e faza că nu trebuie să-ți placă de nimeni, tati. Știi, eu asta încerc să vă spun. Eu mă uit la oameni care nu știu dacă a stat la bere cu ei. Dar mă uit la discuțiile cu ei. Mă uit pentru că, repet, e mai important să auzi păreri care sunt diferite de ale tale decât să le auzi numai pe ale tale. Că așa ajungi prost. Când asculti numai pe ai tăi, când ești acolo cu ai tăi, hai, tati, înainte, noi, prieteni, numai noi. Știu, atât spune ce am văzut, păi ai auzit de ce se întâmplă în lume. Știu, ce se întâmplă în lume? Eu știu ce se întâmplă aici, în lumea mea. Tati, e o lume. Trebuie să fii informat cu totul. Integral, știi? Așa. În ce oraș ești, Red? Ce crezi despre mesajul lui Anonymous pentru Elon Musk? S-a demonstrat că nu era lui Anonymous. Uite. Exact, vezi, asta înseamnă Luciane. Chiar dacă nu ești fan, nu contează să fii fan. Înțelegi? Chiar nu... Who gives a fuck, știi? About anything. Vreau să știi că te apreciez și îți mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-ai oferit și însemne rând pentru mine. Mulțumesc, stai, Dan Vot. Danke schön. Cât de știam întrebat te chestii de-a lungul timp, am uitat să-ți mulțumesc mai des. Nu e nicio problemă, stai liniștit. Vlad Marco, nu știu dacă ai observat că, dar o grămadă de oameni se dau acum antreprenori pe YouTube și dau sfaturi, dacă dau o părere. Mă, și care-i faza? Foarte greu să răspund asta. Poate sunt antreprenori. Cine sunt eu să spun că ei nu sunt antreprenori? Cred că totuși... Că de-aia trebuie să vezi și eu pot să dau multe sfaturi, dar încerc să le dau și pe alea care, nu știu care sens să spun chestia asta, nu știu cum să o spun ca să nu sune căcat. Trebuie să ai și cât de cât un proven track record, știi, să ai și o experiență cât de cât, știi, așa, când ești la primul business sau, nu știu, ai și tu două SRL-uri, știi, pe numele tău, înseamnă că, sau ești antreprenor, că, na, dar asta nu înseamnă că, sau trebuie să fii puțin mai atent la ce dai din casă ca să, nu știu. E foarte greu să spui chestia asta. Când a apărut seria cu Alpha Male sau nu știu, Omega Level, ceva, erau niște distruși ăștia care te învățăm noi, dating. Iar acum au apărut toți ăștia. Crypto Kings, Crypto This, Crypto That. Like, ok, do it. Hai să ne vedem peste 10 ani. Și să vedem din toți Crypto Kings and whatever the fuck, cât sunt încă în picioare. De-aia, și voi trebuie să vă luați sau trebuie să vă luați, nu trebuie să vă luați pe nimeni în pana mea, nici pe mine, nici după altcineva, nu trebuie să vă luați după absolut nimeni, voi trebuie să îi ascultați pe toți
și să trageți o concluzie, să luați o decizie coerentă, consecventă, după ce v-ați luat cumulul de informații. Nu că v-a zis Marius sau că v-a zis Alex sau că v-a zis mai știu eu cine, știi? Așa. N-am relații, ia că am început relații, deci n-am relații la 26 de ani, mă doare în pix. Mai bine celibatar fraților până vine momentul, fata potrivită cerea. Bă, asta cu fata potrivită nu știu ce să zic. E bine să te duci, să intri în relații, să ieși din relații. Ce spune este că nu e o dramă, că nu le ai. Da? Sunt cei de NCM la București, poate ai putea să dai de ei, dar nu. Dar nu. Lucian, eu i-am chemat de 6 ori pe cei de la Creative Monkeys. Ei n-au primit nicio invitație, niciodată. Na, știi? În fine. Nu e chestie de interes pentru mine. Ce se numește HBO Max? Nimic în momentul de față. Răzvan. Ok, I've got another dilemma. Free beers effect. Sunt în punctul în care îmi doresc super mult să deschid un business micuț pe partea creativă. And I've discovered there is shit loads of stuff to do. As in the meantime, la obține finanțarea necesară, trebuie să trag mai tare la muncă și să invertesc mult timpul meu. Learning stuff. It's a thin line, but how to get over that? N-ai ce face, Răzvan. Trebuie să demonstrezi cât de cât. Adică dacă tu vrei să... Cum să vă zic eu vouă? La mine ajung... o dată pe lună, la mine vine câte cineva cu o idee de business care vrea să fie finanțată. Nu o dată pe lună. Să zic, de 3 ori pe lună vine cineva. Una dintre idei respective, dacă e o idee suficient de bună, o duc și eu mai departe la cei de la care aș lua eu bani, dacă ar fi să finanțez ceva. Foarte rar, cred că una din... Noi acum o să vă spun mai multe în anul ce urmează. Lucrăm la un proiect mare, de scară națională, în care vrem să facem o chestie, să dăm drumul la niște chestii. Proiectul ăsta pe care îl facem noi acum necesită o sumă de suficient, adică foarte mare de bani, știi? Pe care nu le am eu, să ne înțelegem. Eu o să am, la fel, o să am parte de muncă în chestia asta. O să vă spun, o să vină momentul și o să vă placă, cu siguranță. Dar ideea este că foarte multă lume are idei de a face afaceri. Doar că după ce le treci prin foarte multe filtre de la oameni experimentați, oameni care au mai dezvoltat business-ul în precedență, știi, s-ar putea să crape de foarte multe ori, foarte multe dintre ideile astea. Eu mă confrunt des cu oameni care vin și îmi spun, da mă, dar ce tare ar fi, și eu spun, bă, dar vezi că nu e așa, și mai dau încă 5 exemple, că n-are cum să meargă, și el, nu, că eu vreau. Ok, la finalul zilei sunt banii tine, dacă tu vrei să bagi timpul și bani în ceva, știi? De-aia, pentru tine, acum ce vreau să spun, Răzvan, este așa, bagă timp, nu băga bani. Deci timp, bagă, că de asta ai încă, înțelegi? Și e mai ușor să faci conversia de bani în timp decât de timp în bani, știi? Bagă timp, nu băga încă bani. Vezi dacă ești cu adevărat bun, vezi dacă reușești să monetizezi de 2-3 ori, vezi care este competiția, vezi la ce nivel, vezi cât de mult poți să scalezi businessul respectiv, știi? Dacă ești one man show, s-ar putea să-ți dai seama că, frate, eu am doar 20 de ore de pe zi și dacă eu iau 50 de euro pe zi, adică pe oră, ăla e maximul meu, știi? Nu înțelegi? Poate e bine, dar poate nu e bine, că de foarte rare ori ai un client care te plătește pentru că vrea fiecare oră pe care o ai. E complicată discuția, știi? Nu e atât de simplă, de asta nu e la nivel de Răzvan, te învăț eu acum cum să o faci, știi? Bun, îi dai mărci lui Shelly cu nu toată lumea ascultă manele? Dacă vrea să cumpere, cum să-i dau, ce Doamne ferește? Eu n-am nimic cu băie, cu omul respectiv, că nu mai e un puș. Dar e puș, dar nu e puș, știi? Așa, ce pe angeles cu Shelly aici? Ce fain a fost să mă la Quiet Place 2 să fiu singur în sala de cinema. Exact, tare de tot, ți-a fost și mie tare. Lucrau tendința să evolueze sau într-o continuă schimbă, așa că așteptăm evoluția de la beer meeting la joint meeting. Nu se întâmplă asta, Alex. Nu se întâmplă. Eu sunt pe alcoale. Secretul în aprindere dacă oamenii care vorbesc despre cum să facă faci bani, e să vezi dacă ei fac bani. Dacă vorbesc despre făcut bani, dar n-au bani, evident asta, Andrei, asta e clar. Deci oricine vine și îți spune să crești oi și el are doi porci, nu crezi despre oi, că nu are sens să-l crezi. Adică dă, știi? Ai mai discutat despre asta ceva timp la podcastul Cristian Clubar, la fi gândit să te apuci de motor pe viitor? Bă, n-am cum să mă apuc de motor, că mă ia soția și mă dă capul de pereți. Ce mai despre Enemy de la Denis Villeneuve? Foarte bun, foarte bun.
Asta și înseamnă gândirea out of the box, să știi cât de multe chestii și cât mai multe opinii diferite de alta. Exact, asta înseamnă. Eugen Claudiu Stoica, să mă ce părere de noul Crypto Dani. A lui e Dani Oțil sau Dani Mocanu? Fata potrivită, vibez pe mașina potrivită, exact, mai best. Nu există fata potrivită, dacă ieși la date-uri, ai parte femei, dacă nu ieși, nu ai parte, simplu, exact, Arbo. Se aduce ceva Disney Plus? Încă nu. Cum ar fi arătat viața ta dacă nu-i fi avut copii? Vai de mine. Tu știi cât de frumos să ai copii și că nu glumesc. Asta e o discuție pe care eu cu Mihai o avem, am avut-o câteva ori. Mihai nu vrea copii și eu i-am explicat, bă, băiatule, tu nu înțelegi. Children are amazing. Și spune, bă, da, nu știu, la, la, la. Copiii sunt fantastici. Ai, există un short-term investment care te va sparge. E ăsta de la început. Dar după aia, fucking brilliant. Fucking brilliant. Știi? N-am văzut The Breeze. Când se va lansa Disney Plus în România? Anul ăsta, sigur. Salut, Mihai, salut. Creative Monkey sunt în București, nu-i chem la un podcast. I-am chemat Valentin. De zi, iar, pe, what the fuck, discuțiile astea aberate. Oamenii nu au timp, nu ajung, e greu, etc. Las. Yay, știi? Mai ales într-o zi, ai să cumperi DC și ai să faci un film cum trebuie cu Justice League. Păi l-a făcut Zack Snyder deja. Dacă ar fi să iei lecții la început, ce care ai urma? Dacă ar fi să o iei de la început, ce care ai urma? Tot asta. Mie îmi place ce fac. Îmi place foarte mult ce fac. Marketing and bullshit selling, maybe. I don't know. Snake oil. Știi? Ideea e că antreprenorii ăștia ce vorbesc așa doar ca să se audă după ce sunt pe zero profit de 2 ani, mai fac și tabere să înveți oameni, ci că mai sunt pe scurt ca... Măi, Vlad. Eu acum nu vreau să, adică nu vreau să sune ca și cum ne apucăm noi acum să împărțim knowledge-ul, știi? Ideea e așa, sunt oameni cu siguranță care nu știu și sunt oameni care știu. Sunt oameni care încearcă și oameni care se prefac. Dar trebuie să fie și câțiva care știu. Nu se poate să fie toți pardaf, știi? Dar, iar, dacă ar fi de interes pentru mine, v-aș putea recomanda pe cineva. Dar nu e de interes pentru mine. Nu urmăresc pe nimeni de genul ăsta. Nu mă uit la Elon Saz ăla, cum îl cheamă. Nu, și acum nu, eu stau prost cu numele, nu e altceva. Cum îl cheamă? Laurent Sass. Așa. Nu mă uit la chestiile astea. Nu sunt... Mă uitam când eram mai tânăr, mă uitam la Gary Vee, la... Dar și alea sunt niște perspective americanești, conceptualizări foarte drăguțe pentru piețele alea. Mai dificil de aplicat local. E complicated. Știi? Trebuie să vezi cu cine lucrezi. Chiar e complicat, nu e deloc, nu e ca la școală și nu e ca pe internet, mediul de afaceri, din păcate. Sau din fericire, nu știu. Uneori e mai complicat decât pare, știi? Vezi că o idee bună să pănești un bis la 18 ani? Nu. Ai știi că The Witcher? Da, dacă aș părere despre ele, mă gândeam la să le cumpăr. Vezi că am făcut și recenzia, dacă nu mă așez la cărți. Sper că am făcut-o. O carte bună SF. Fundația lui Asimov. Dar citește asta, Exhalare, de Ted Chiang. Am pierdut un internship de marketing. What's next? Mai caut unul. What's the problem? Crypto Dan e lansat de nimeni altul decât Dan Diaconescu. Ați înțeles? No, fuck that. Unde e Vic mai atractiv ca băiat? Alexandra Ștefănescu. Cum să devii mai atractiv ca băiat? Întreabă Alexandra. Nu e Alexandra. Nu știu ce să-ți spun aici. Mergi la sală, educă-te, citește și aia ești, adică fii băiat inteligent și chipeș. Cam asta e, știi, pe scurt. Dacă ai și niște bani, da. Există o chestie foarte funny pe net, e foarte veche, se numește The Crazy Beautiful Matrix, parcă foarte mișto, știi? Dar ea e fun, dar ideea este că... bărbații sunt simpli. Ăsta e adevărul, că vrem că nu vrem bărbații simple minded, știi? Stupids. Ăsta e adevărul, din păcate. Așa, te-ai uitat la Breaking Bad, dacă dați părere despre serial, e foarte bun, dar nu este atât de bun pe cât crede lumea. Sau pe cât îl... El e foarte bun. Dar nu știu dacă este acest... știi... final destination of showmaking. Crezi că unii ar trebui să își asume fetișuri sexuale sau ar trebui să se rețină? Deși, dar nu toate, dacă ți-ai găsit pe cineva, discuția asta, cum Dana Budeanu. Deci,
între pereții casei voastre și în intimitatea voastră de cuplu, anything goes. Ce vreți voi? Dacă voi vă simțiți bine cu altul, go for it. Dacă sunt adevărat un stoic, băi, eu sper că sunt. Nu te uiți la Euro? Nu. Ai văzut Friends, The Reunion? Bă, nu l-am văzut încă, n-am avut timp. Trilogia Metro este un must read dacă îți plac cărți. Așa este, de Alexandru, e adevărat. Aș vrea să văd ce părere despre serialul de Breeze, mie nu mi-a plăcut, trebuie măcar la trei, o să mă uit. Alexandra spunea, cea mai bună idee de business, cutie cu are de munte. Wire de munte. La ce proști sunt oamenii, s-ar vindeca pâinea caldă. Alexandra, ai să râzi, dar a fost cineva care vindea deja sticluțe cu wire de munte. Ai să râzi, s-a vândut. E adevărat că odată cu copiii vin și banii țari pentru creșterea lor, generațiile trecute făceau mai mulți copii, dar consider că s-au schimbat dorințele părinții. Nu, Andrei, banii nu vin cu atât copiii, banii faci tu. Dar ce se întâmplă este că în momentul în care simți presiunea unei familii, dacă ești un om responsabil, îți vei da un șut în curs, faci mai mulți bani. Așa ar trebui. Am un fiecare cu Dumnezeu înainte, știi? Cum te poți promova dacă nu ai nicio expunere? Să spunem că vrei să fii om de marketing sau salesman. Cum să te promovezi pe LinkedIn sau altele? Nu te promovezi pe LinkedIn. Te duci într-o companie și obții rezultate. Aia faci. Și nu în prima companie în care intri. În una din cinci. Deci să încerci noroc în cinci companii până ți iese. De foarte multe ori o să ai ghinion, să ai un șef dobitoc. Se întâmplă chestia asta. O să ai ghinionul, să intri într-o echipă de dobitoci. Se întâmplă și chestia asta. Deci nu e ca și cum, mamă, nană și din prima mă retrag în glorie, frate, că e gata, s-a dus, m-am terminat. Nu așa funcționează. Te duci, încerci, până reușești. Nu te oprești. Succesul este, cum îi spune, culminarea unei serii de eșecuri. Da? Și asta este adevărat. Dar nu luați în sens că dai 7 falimenturi și a 8-a companie iese. Nu la asta mă refer. Ci mă refer în urmărirea unui obiectiv. Da? Ai mai multe opțiuni. Adică ai opțiunile să tragi cu arcul doar când ești 100% sigur, da? Sau tragi cu arcul de 1000 de ori până când la un moment dat devii sigur. Cam asta e ideea. Și cred că e mai bine să tragi de 1000 de ori, pentru că la un moment dat ajungi atât de bun încât tragi și data s-a reușit, mai tragi două, dai greșit, a patra o limerești iară și mai departe. Deci e foarte important să îți creezi trainingul ăsta, să te duci fail, win. Și apoi începi să faci win, fail, win. Știi? Și mai departe. Sper să aibă sens. Mario, știu că nu-ți place prea mult ție Naruto, dar am avut un end mai bun decât Game of Thrones. Da. Robert Kiyosaki. Cred că îl știu, dar nu vreau să spun că îl știu fără să-l verific. Asta e tipul cu I'll teach you how to be rich. Da, ăsta e un tip ok, nu îl consider un guru pentru mine, nu e ce trebuie. Am alt fel de upbringing pe partea asta, dar înțeleg de ce foarte mulți oameni îl apreciază. Ce cărți sau filozofii le pot lua în considerare în combaterea marxismului? Nu există cum... ce discuție e asta, mă? Sebi, atenție! Noi nu trebuie să combatem marxismul. Noi trebuie să adoptăm părți bune din stânga, să le punem, să facem o lume mai bună. Asta cu combaterea marxismului, marxismul s-a combătut singur, pentru că dacă iei marxismul în sine, în 150 de ani nu a existat niciodată o aplicare bună a regulilor comuniste marxiste. Ăsta e adevărul. Hegel, Marx, cum vrei tu să-i spui, nu a funcționat. Nu funcționează, din păcate. De ce? People. That's the way people do shit. Știi? Înțelegi? Dar să spui acum că tot ce a scris Marx și toate părerile sunt de căcat, nu poți. Sunt și good, there is good stuff in there. Știi? There is good stuff in there. Înțelegi? Și că eram doar curioasă și sunt fat. Păi, Alexandra, ne-am speriat și noi. Bine că ne-am speriat. E ok. Ai văzut The Third Day de pe HBO? Nu, tati. Sunt la al doilea episod de atunci. Ce zici, Marius? Mergi la Fast 9 pe IMAX să vezi primele 5 de la Jurassic Park? Da. Da. La chiar mă duc. Ce părea MGM va lansa? Ce părere ai de Enemy? Foarte bun Enemy, Lucian. Te-ai descurca în politică? Nu. Nu, pentru că politica necesită foarte multă
double faceness, eu sunt cum Sare Sander la un moment dat. Mie îmi plac oamenii de onoare, îmi place când îți dai cuvântul să faci ce ai spus. Dacă ar fi să alegi între un degree de marketing și finanțe, ce ai alege? Depinde în ce pot să mă activez după aceea. Free of charge, adică nu am niciun fel de pilă ca să ajung după aceea undeva, marketing. Dar dacă poți să intri într-o instituție financiară puternică, da, să duci undeva să lucrezi în un departament de finanțe bun, strong, unei companii reale, adică nu pe datorie, și finanțele sunt faine. La mare, dacă te duci, găsești în magazin cu suvenit conserve cu aer de la mare. Ai văzut? Păreți pe Killing Joke Comic, e bun, am mai spus. Salut, părere sitcom Seinfeld, fantastic de bun. Copilul transformă din băiat în bărbat? Da, o parte din bărbatul din tine este copilul tău. What is your favorite comic book hero and why? Superman. Do I need to say why? Exact, Sebastian, pare că e Superman. N-ai pe nu ce, Dani. Ce păreți pe sitcomul The Fresh Prince of Bel-Air? Foarte bun la vremea lui. Trilogia lui Patrick Rothfuss, publicată din editura RAW, e fenomen peste got momentan. Publicate RAW sunt doar două, urmează a treia carte în acest sau an. Poate dai un ochi peste ele. Ok, Bogdan, să țin minte asta. Cum se numește trilogia în sine, cărțile, saga? Salut, mă, s-a mâncat să preiau cafenea la cheie, merg să investesc. Deci Baciu Flavi spune așa: salut mare, s-am încăiat să preiau cafenea la cheie, merită să investesc sau nu. Afacerea este la început, deschis în ianuarie, nu am ce să profit, proprietarul pleacă din țară, motivul vânzării. Nu știu, Flavius. Nu vreau să-ți spun o prostie, nu așa, nu pot să-ți spun. Ar trebui să mă uit la balanță, la bilanț, să văd ce s-a întâmplat acolo, să văd și eu cum de au deschis cafeneaua și au plecat, cum, Doamne iartă-mă, e pe profit cafeneaua când în mai abia s-au deschis cafenele ca lumea. Știi, adică, ok, cât de mare era terasa? Ce vad ai? Ce trafic a avut? Care este raportul de walking versus regulars? Știi? Adică sunt niște chestii care contează aici. Nu e așa, nu e pe... am 4 mere, lumea mi-a spus că se cumpără merele, pot să mă bag? Poți să te bagi, dar stai bine, P&L cât de cât, să vezi tu ce e acolo, știi? Ce părere de Adam Levine? Adam Levine, cred că îmi place de el. Alex Manu spune: eu vă las, vești bune spre Beer Meeting, spor în continuare. Salut, Alex, ne vedem acolo. De ce nu faci și un ieri spre stoicist, ceva de liva ele? Nu, pentru că, ca să recunosc, n-am mai citit stoicism, cum spun, lucrări din stoicism, da? Cred că de 4 ani, înțelegi? Ca să vin cu adevărat să fac un... ar trebui să mă documentez. Nu zic că nu, dar poate, cine știe. Ce zici de pocăiți, e dreptul lor să creadă în ce vor ei. Domnule Marius, știți cumva cum mă pot face animated creator? Există o șansă să fac și anul în țară? Am 17 ani. Cum să nu? Absolut. Din imagine House of Dragon am văzut Targaryen negri, chiar nu principal, e Valerian. Nu știu dacă ai văzut, nu e Targaryen, nu știu dacă ai văzut debate-ul dintre Slavo Zizek, Masi și Peterson. Exact, exact. Ăla este foarte bun. Cine vrea să vadă un paladin al dreptei cu un paladin al stângii, dar de fapt nu sunt, asta e faza, de fapt niște paladini ai centru-dreapta, centru-stânga, uitați-vă la Zizek versus Peterson, dar nu e versus, e with, știi? Și e foarte mișto. Iar Zizek este un profesor de filozofie și sociologie Ljubljana, din Slovenia, foarte gagiu, super tare, cu sindromul Tourette, are niște ticuri, dar băiatul are un creier țiplă, înțelegi? Asta vis-a-vis de dacă există oameni de stânga buni. Da, sunt foarte puțini. Recunosc asta, dar Zizek e unul dintre ei. Zizek este Pizdex, da? Ce mă, Darius? Codin te-a exclus din lista... Ok. Pentru că m-a asociat cu un individ neinformat ce își dă părerea pe YouTube, PS Mikey H. Ce să zic, mă, Darius? Să fim sănătoși atunci. Eu sănătos, ei sănătoși, noi sănătoși. Toată lumea sănătoasă. Nu e o problemă, mă. Nu există. There is no issue. It's a non-issue. Așa. Animated Marvel anime intro, la ăla se dansează la bară, nu? Ah. La noi în România încă ne ghidăm așa. Bate fierul până-i cald și femeia până-i rece. Mai ales nici chiar așa. Camera, iar... Motherfucker!
nu știu ce se blochează, o să va trebui să investighez situația. Deactivate, activate. Ok, nu știu care e faza cu asta. Așa, s-a blocat imaginea, că s-a întrebat imaginea, ai văzut câteva interviuri cu Zeke și Pierce, sunt super interesante. Da, exact. Care este filmul tău preferat sau serial? Nu există. Stuck, imă, stuck, Alexandru Stuck, da, ăla. Ai, s-a blocat web. Așa începem, vezi, și la asta. Părerea, partea cu cafenea, profit, spălare de bani, copii. Nu neapărat, s-a blocat camera, ok. Mai se pare nihilismul prea utilizat în Hollywood și anime chiar și de multe ori pot reziza greșit. Depinde ce vrei să spui prin nihilism, pentru că dacă există... Nu știu dacă e nihilism acum ce se întâmplă la Hollywood, știi? Aș spune că mai degrabă este o... Nu știu cum să-i spun. O lume ok, știi? Nihilismul ăsta al lui Cioran, să spunem, e un lucru și nu asta găsești la Hollywood. La Hollywood găsești o lume care își dorește foarte mult să se îndepărteze de... E aproape ca American Gods, știi? The New Gods versus The Old Gods. Anyway, mai stăm 5 minute și după aia încheiem. E foarte greu să-l urmăresc pe Slavoj Žižek. Știu, e mai greu, la început. Acum aruncăm telefonul pe live. Žižek este extrem de tare, nu am așteptat să-mi placă. Așa, exact. Contează audio, exact. Hello, apare curând Wheel of Time Fantasy Amazon după saga Wheel of Time by Robert, așa. Băi, nu știu o să fac content pe tema Wheel of Time, pentru simplu motiv că este imensă saga în sine, știi? O să fac cinze pentru Space Jam când apare, cu siguranță. Filmul The Dark Knight, nu urmăresc euro 2020, că nu am timp, știi? Salut pe când următorul Beer Meeting, săptămâna viitoare, Cătăline. Žižek se pronunță Žižek, ok. Și mai mult memă printre stângiși, adică doar probleme și nu propune soluții. Un mare gânditor al strângii, dacă vreți, care nu... Se încurcă în ideologie. E Noam Chomsky. Nu-mi place Noam Chomsky. Nu-mi place deloc. By the way, asta Rareș. Îmi place de Žižek. Mie îmi place de el. Îmi place că este un teoretician convins, știi? Și e frumos să știi că, dacă mă întreb pe mine, nu știu cine este un om de stânga care propune soluții. Sincer. Chomsky mi se pare că este... Mi se pare că vorbește despre revoluția culturală lui Mao Zedong și o dă așa, știi? Ca și când... I like you guys. O dă cu alt polish, știi? Ăsta cum îi spune, Dan Kadar, lui îi place foarte mult de Noam Chomsky și datorită lui m-am băgat și o să citesc câteva chestii, dar nu-l pot, văd unde bate și mă opresc din el, cam asta e ideea, știi? NY sau Los Angeles. The King Killer Chronicle. Ah, ok. Uite, Darius Moisin zice, te întreabă Laurențiu, te întreabă Darius Moisin, a spus Codin asta? Uite, asta vis-a-vis de, a spus că m-a exclus, că... Deci tu zici așa, ca să ne înțeleg, ca să citezi. Darius Moisin zice că Codin de la Creative Monkeys a zis că, bă, este exclus Marius de la încă ceva, pentru că s-a asociat cu Mikey H. Dacă a zis el asta, eu nu cred că a zis-o, dar dacă a zis el asta... E părerea lui, tati. Adică e foarte ok și o să fim sănătoși cu toți în continuare. Creative Monkeys sunt... Nu știu dacă nu-i chiar așa, Vlad. Creative Monkeys sunt doi ipocriți, gen Mircea Badea, care aruncă o glumă, e pamflet. Când te legi de ei, de ce dai nenea? Asta înseamnă vedete în România. Bă, nu e așa, să știi. Să știi că eu sunt sigur, din nou, mai spun o dată chestia asta. E o mare neînțelegere aici. Sunt 100% sigur de asta. E blown out of proportion. Complet. Mihai a reacționat. El a făcut un clip care mi s-a părut atât de dur. Pe cât zic unii oameni, bă, Codin a spus și el în podcastul cu Gojira, a zis că, bă, eu n-am nimic cu omul. Move on. Cred că fanii mai degrabă s-au activat, mai tare s-au activat fanii decât oamenii implicați. Oamenii implicați au spus ce au vrut spus și au moved on. Dar au venit unii oameni pe coadă și au început să vorbească numele lor. Nu e bine, nu mai vorbiți în numele oamenilor, știi? Ce trebuie să faci să devii o persoană mai bună? Nu știu, să empatizez cu oamenii mai bine și să fii mai deschis. Super intro. Alexandra întreabă treaba asta. Nu știu dacă a fi o persoană mai bună înseamnă să neapărat să empatizez cu oamenii. S-ar putea să fie în diferite situații și diferite societăți și diferite situații socioeconomice, dacă vrei, știi? Persoană bună ce înseamnă?
că mulți oameni te consideră de încredere și vor să te sprijine, poate, nu? Asta înseamnă persoană bună. Nu știu dacă empatia e cea mai importantă dintre ele, dar cred că cea mai importantă chestie este să nu-i faci pe alții să încerci să-i ajuți cât timp poți și cât timp nu ți-ei ție, da? Ceva e vital și în același timp să încerci să înțelegi că oamenii de foarte multe ori sunt oameni și vor greși. Cred că asta te face persoana mai bună. Uite, o recenzie la Twin Peaks. Bă, dacă am timp, o fac. Că tu veni vorba, Dan, că nu mai poți aduce o dată? Cum să nu? Eu cu Dan am rămas în relații foarte, foarte bune. E, pe noi am văzut că te-ai oprit din el? La ce? A, că te-am oprit din el? Da. Am înțeles, n-am văzut cum am oprit din el. Poate o să-l preiau mai departe. Și nu zic nu, pentru că nu e... Mi se pare că ai mai slăbit masele. Good job. Da, adevărat, e mă duc la sală. A zis-o, am fost live. A, ok atunci, scut Ursula. Perfect, dacă a zis-o... A, pur și scut Ursula. Dacă a zis-o, tati, e perfect, să fim sănătoși. Crezi că se va lansa Disney Plus în România? Disney a zis pe... Codina a zis pe stream că nu vrea să se asocieze cu Marius, dar toate persoane cu care se asociază el. Foarte bine. E ok. Eu în continuare n-am o problemă să mă asociez cu nimeni. Eu mă asociez cu toată lumea. Înțelegi? Așa. Ei, pe așa mă asociez și cu Sucre și cu care... Da, Rares, nu? Despre ce vorbim aici? Care-i? This is not a debate. We don't care. I don't care. Adică. Așa. Sunt urmăritor CM de foarte You For Real, la aduțirea. Și a spus, dacă nu mai țin minte acolo. În fine. Așa. Sunt următor CM de foarte mult timp și pot să spun că sunt niște super oameni. Exact. Care au făcut niște lucruri rare, au făcut niște lucruri rare, cu toate astea nu-i cunosc în persoană. Exact, la unenții. M-a zis și Codine foarte mult pe filmul tău. Chiar are și un podcast celălalt cu el. Doar dacă omul a zis așa, eu ce să-i fac? Nu? Dar iar, cumva ea, friendship, știi? Și se întâmplă în rostinătorul unor părți sau unui conflict, sunt mai invocați și invocați ca cei implicați. Exact, Andrei. It's ok. Deci, nu a spus Codin nimic de genul ăsta, nu mai încercați să aruncați chestiuni, doar de dragul de scandal, ce naiba. Păi dacă zice scut Ursula că a auzit el, eu pe el îl cred. Dacă există un om pe care îl crede, scut Ursula. Dar iar, what the fuck is this debate about? Who gives a fuck? Știi? Așa. Te-ai vaccinat, Marius? Încă nu. Și acum apar din ce în ce mai multe studii care spun că dacă ai avut boala să nu te vaccinezi, că ai nevoie, că este inutil. Nici nu mai știu ce să mai cred. Sincer, nu mai știu ce să mai cred. Așa. Dar în continuare vă recomand, n-ați avut boala, vaccinați-vă. Așa. Și poate că ați avut boala, nici nu știu ce să vă zic. Nu e drept, nu e, știi, iar medical advice from the internet, for fuck's sake. Așa. Am 18 ani, să văd tulbară obsesiv-compulsivă, OCD, sfat pentru mai degrabă așa. Na, Spencer, nu e de la mine sfatul, tati. N-am... Nu e de la mine sfatul, tati. Nu cred că nimeni de pe internet nu cred că poate să-ți dea un sfat în privința asta. Sincer. Cred că you have to find somebody appropriate, ca să zic așa, știi? Ce că mai faci tu partea aia de Dance Dragon. Mă urmează în viitor, îmi crezi spre vreo recomandare de carte sau recomanzi acum ceva carte care merită citită? Bă, o să vină un top de cărți pentru bărbați, nu pentru adolescenți, știi? Marius, e România o țară chiar atât de rea? Nu, nu e deloc rea, să știi. Spencer Sarg încearcă un sport care implică descărcare de energie concentrată. Toată lumea întreabă, Marius, faci review la film? Dar nimeni întreabă, ce mai faci, Marius? Cum mai ești tu? Mersi, Andrei. Bine, tu? Știi? Nu e niciun debate, don't care about it. Let it go. Exact asta e, exact asta e, Ursula. Fuck it. În ce live a zis, am urmărit cam toate și n-am auzit, poate mi-a scăpat. Sigur nu a fost în spirit. Băi, relaxați-vă, mă. Lăsați oamenii în pace, ce doamne iată, mă. Eu sunt bărbat la 40 de ani, ce aveți? Eu vorbesc cu voi. Vorbesc cu voi de ani de zile. Nu am nevoie de portavoce, nu am nevoie nici să mă asociez cu unul și cu altul. Cu nimeni. Toată lumea e ok, eu sunt fericit. Eu pot să fiu prieten și cu unul și cu altul și cu toți și la un loc. Înțeleg greșelile și problemele. Chill the fuck out. Mai am jumătate de bere. Mă doare în pască. Doamne, și eu am avut COVID acum o lună jumătate și am fost de cel la un control general și pulmonar și mi-a recomandat să nu mă vaccinez momentan că încă nu am anticorpi. Ok. Ciudat, Andrei. E... Da, interesant. Așa. Perfect, gata, ne-am activat exact. Bă, fuck this! Știi? Mă, liniștiți-vă. Toată povestea asta cu Mihai, am avut o discuție cu Mihai pe tema asta, m-am zis, nu știu dacă o să publici sau nu. Ideea este că it's overblown, știi?
Sunt sigur că nu e așa ceva. Mai și ceva de Comic-Con? Se face, știu că Mircea lucrează la chestia asta. Nu știu dacă o să fie august, dar promit că, în primul rând, oricum, dacă aș ști, n-aș putea să vă spun eu înainte să anunțe ei. Mi s-ar părea oribil, să zic așa, știi? Din partea mi s-ar părea de căcat total. Să vin eu, am vorbit eu cu Mircea, se face în august, știi? Nu, nu știu, ăsta e adevărul, dacă aș ști, oricum nu v-aș spune. Asta, adică nu, când o să aflu, dacă îmi spune, o să vă pot spune, bă, băieți, se face, dar nu pot să vă spun când, știu, dar nu pot să vă spun. Eu acum nu știu, asta e ideea. Cum fac să rețin mai mult info din cărți? Eu îmi fac notes când am ceva interesant, dar parcă tot îmi pierd. Nu poți, Dani, cu notes. Te vei întâlni cu... vei reciti, cam așa va întâmpla. Vei uita totul peste câteva... peste 6 luni și vei reciti. Așa, când crezi că apare Lord of the Rings? Serialul? 2023. Câți litri are halba aia? Un litru. Marius, acum două luni spuneai într-un live că nu o să fie antol de anul acesta și uite că te-ai înșelat și tu ceva. Nu, eu mă înșel des, neuron. Nu e că... totuși, nu știu dacă... atenție, aveți răbdare. Hai să avem răbdare. Tot acest debate e la fel ca cel din cancel culture. Când vine cineva cu o părere pe care o vrea impusă, e lovit cu o forță egală din partea cealaltă. I hate you cause you hate. Da, iar... let it go. Știi? Eu asta am spus și lui Mihai. Și Mihai era foarte pornit la un moment dat. Avea chestia, știi, că bă, că nu e bine că m-a hărțuit și am spus, bă, nu, chill. Uneori, știi, trebuie să te oprești. Trebuie să pur și simplu să spui, bă, e foarte, foarte probabil să fie doar o neînțelegere aici la mijloc. E nu foarte probabil. Este 100%. Omul ăla a spus ceva, după aceea tu ai spus ceva, alții au înțeles greșit. Și așa a ieșit, uitați-vă la clipul ăla pe care l-a făcut Mikey H, că a greșit el două chestii, lumea a spus că l-a făcut intenționat, nu, el e un băiat care face lucruri pe grabă, ăsta e adevărul. Adică el n-a făcut ceva așa foarte bun, bă, să te informezi, să ții, și mă gândeam, bă, dar ce stai, mă, Andreea, ies ca să-mi bat picioarele. Dar iară, uitați-vă la podcastul cu Gojira, cu Codin, și Codin, reacția lui Codin a fost, da, mă, și ceva de genul ăsta, asta e, move on. Știi? Ce stă, mă, tare, bate în creier. Așa. Un jucător de Danemarca a fost resuscitat cu defibrilator. A supraviețuit pentru că arbitrul s-a mișcat repede, mers s-a mișcat repede, ce înseamnă să faci treaba cum trebuie. Eu nu știam asta. Așa. Ok. Nu, ideea este că i-au anunțat Antoldu, dar trebuie să aveți mai multă răbdare cu ce se întâmplă. De exemplu, acum în Grecia există un de ăsta un pick-up în cazuri, în America se întâmplă iar un pick-up în cazuri, adică wait for it, știi? Nu pare țin așa, așa, e tipul Greg Dușei care asumă că e corect 96% din cazuri, culturist, dacă nu știi, încă și are informații bune. Ok. Eu mă refer la Comic-Con, la fel și Comic-Con, aveți răbdare. Ah, Dani, culturist, doctor, întoare doctor. Da, anyway, dragi mei, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vlad, că l-a mâncat în cursă doneze un salariu minim pe economie. E o idee bună să țin un festival ca Antol, dar acum nu știu, Vlad, nu știu. Adică ce vrei să spun? Nu e bine? Nu răspunde nimeni. Am încercat să-l contactez pe... pot să fac numărul lui de telefon, lui Codrin, dar nu reușesc să da pe căi non-invazive. Eu pot să fac rost de numărul lui telefon pentru că a avut concert la Berăria H, la... unde proprietar este prietenul meu. Dar nu vreau să fac asta. Mi se pare lame să-i spun, salut, am numărul tău de la managerul tău cum a venit. Știi, nu e, what the fuck. Și plus că eu am mai spus chestia asta. Eu trimit 2, 3, 4 mail-uri, trimit invitație, știi? Trimit dacă vrei să vin podcast. Și trimitem și mail-uri oficiale, că mail-uri frumoase, galcătuite, explicăm. Dacă cineva nu răspunde la 4 contacte, înseamnă că nu vrea să vină, ăsta e adevăr. Noi trimitem de pe conturi de mail de Azure, de Azure, dacă vreți. Ceea ce înseamnă că garantat nu intră în spam la nimeni. Deci mailurile care pleacă de la noi nu ți intră în spam. 100% bag mâna în foc. Și atunci când tu trimiți 4 mailuri, știi? Și la 4 mailuri nu ți răspunde nimeni niciodată.
mi se pare că este un răspuns în sine chestia asta, știi? Și atunci, na, it is what it is. Anyway, faptul că el îi cunoaște în real life, s-a adresat cu tipul și tipa la final când spune, sunt cei la CM, homofobi și rasiști, îi spune că nu știu, I don't know, man, that's weird. Dar nu e weird, mă, de ce, mă? Atenție, foarte multă lume, voi, când foarte multă lume care se uită la încă ceva, cred că toată lumea știe cine e Marius, știi? Dar nu e adevărat, nu e adevărat, chiar deloc nu e adevărat. Poți să spui foarte ușor tipul de la încă ceva. Adică makes super fucking sense. Nu e nicio problemă. Nu văd nicio problemă la spune tipul și tipa de la... Mai ales că el spune foarte clar că oamenii ăștia sunt printre cei mai tari din România. Spune că... Înțelegi? Spune că au făcut extraordinar de multe chestii. Adică e neutru review, știi? Dar foarte multă lume am văzut că lua foc pe asta. Bă, de ce nu spune că cei mai tari? Da, mă, puțin. Mie, de mine când spune lumea că sunt comentariile de la Attack on Titan... Era aia cu, ce îi spui, mă, bătrânul ăsta acolo? Nu, nu m-a supărat. Adică, what the fuck, știi? Uite că a apărut și Mihai Alexandru, a apărut și Mihai aici. Băi, iată că a fost... Da, mă, ideea este în felul următor. Nimeni nu... Calmați-vă. It's just a misunderstanding. It's just a big misunderstanding. E nimic altceva. Și mie nu. Eu sunt ok. Știi? Și pe faptul că trimiți 4, mi se pare prea mult. Maxim 2... Nu, scuțul sau, trebuie să trimiți, știi care e faza de ce trimitem 4 mail-uri? Pentru că e, cum îi spune, e o chestie de, și de respect, să știi. Pentru că s-ar putea ca la primul mail, mie mi se întâmplă să mă contacteze cineva și uit de el. Adică zic, bă, nu e la must-do-uri, îl trec la, răspund mai târziu și uit de el. Vine al doilea mail. La al doilea mail, la fel spun, bă, ce căcat am fost, să-i dau un răspuns ăsta, dar... Nu vreau nici să-l rejectez sau să-i spun nașpa, știi? Și zic, hai că odată îi mai las odată și iară uit. Se întâmplă la 100% chestia asta. Cum am avut acum cu Classic Film Festival de la Happy Cinema. Și atunci îi dau și pe al treilea, pentru că știu că se întâmplă. Ei, la al treilea, dacă văd că nu răspunde nici la al treilea, zic, ok, mai dau unul. Ăsta e Hail Mary, știi? Final Destination. Zic, bă, Doamne ajută, o fi, o fi. Și după aia, la revedere, tati. Înțelegi? Nu, adică, dar 4, eu zic că 4 trebuie să trimiți. Pentru că aia e. Dar dacă le zici la 4, nu, la un an, repet, știi? Da, nu, nu după al doilea. Băi, gândește că CTP, ce mai mult mi-a plăcut de CTP, știi? Trebuie să vorbesc cu Google. Deci, CTP, când i-am scris, domnule, vrei să vii? Și nu a răspuns nimic. Și când am văzut că n-a răspuns nimic, i-a scris așa, i-am zis... și nu este un răspuns, știi? Și avem răspuns în câteva secunde. Nu! Pa! A fost tare! A fost tare de tot! Alex, depinde de ce proiect ai în cap. Pentru podcast, le trimitem cam unul pe săptămână. Cam așa le trimitem. Încercând, practic, îl trimitem un mail, îl lăsăm. Uite și la Mihai, de exemplu. Mihai, cred că a răspuns la mail după vreo 2 săptămâni și cred că a răspuns la primul mail. Înțelegi? Da, CTP e prea pizdă. Deci CTP m-a spart cu... Nu! Un fel de... Măi băiete, du-te-n pula mea, știi? Scurt, a fost așa, dar a fost din inimă, știi? Mi-a plăcut de tot. Da, exact, l-am pus la tenis, știi? Da, anyway. Pentru tot debate-ul ăsta, eu sunt sigur că n-am simțit eu. E foarte mult fum și foarte puțin foc și mai grabă lăsăm în pace. Da, dar CTP este o vedetă. Astăzi beau mustața de bere, IPA. Da? Asta este Tonight the Drink. Nu, dar Zaefet nu o să... Zaefet nu mi-a zis-o direct, da? Și iar nu vreau să vorbesc, iar vorbim așa, mi se pare lame as fuck. Zaefet are alte chestii pe cap și înțeleg perfect. Și să știi că în unele discuții e mai bine să nu aibă loc. Eu sunt sigur de chestia asta. Codrin Brade chiar vreau să vină, știi? Eu chiar vreau să vină. Dar nu reușesc să dau de el, repet. Și nici nu... I-am trimis și lui. Cred că i-am trimis 3 mail deja. Și repet, nu o să se întâmple. Și e ok să nu se întâmple. It's more than fine. Ce pot să vă spun este că în august o să-mi vedeți fața pe toate outdoor-urile din București. O să fac o mare campanie de aia de...
O să fac o campanie de o să sară tot fratele nostru e Dio de la Felix Media. E fratele nostru și i-am zis că bă, vreau să-mi fac și mie o campanie de aia mare de tot sub toate ecranele din București, ca să pun și o poză pe Instagram. I-am zis că dacă vrei tu, nu-i problem. Da, anyway, nu e leneș, să știți. Iar hai să nu vorbim de haideți să nu mai vorbim de alți oameni când ei nu sunt de față, că nu e, în primul rând, nu e ok chestia asta. Și în al doilea rând, e foarte în regulă să nu ne... E foarte în regulă să nu interacționăm cu toții între noi. E mai mult decât ok, să știți. Adică... și... Dacă m-aș lua după toți... Și mie asta e foarte ciudat, știi? Dacă ați ști voi cât de lume mi-a spus mie că sucre nu e ce trebuie și că e de căcat omul și nu știu ce... E incredibil de mulți. Nu m-a interesat niciodată. Dacă e prietenul meu, e prietenul meu și cu asta basta, știi? Exact. Da. Mă, Maxi, știi care e important? Că n-a zis că nu-i place de mine. Asta e, tati. Dar nu mă interesează, mă, repet. Bun, anyway. Bendeac poate la un moment dat. Dacă Bendeac se liniștește la un moment dat și are un chef așa să coboare în alt fel de mediu, da. Maybe. Pe Mikey H, dacă aduc la podcast, am o singură chestie să vă spun. Mikey H nu mai există, că știu că e ciudat asta, o să sună ciudat, dar eu vă spun așa, nici mie nu-mi place Mikey H. Nu numai lui Codin de la Creative Monkeys nu-mi place Mikey H. Nici mie nu-mi place Mikey H, dar îmi place de Mihai. De Mihai îmi place, de Mikey H. I-am și spus lui Mikey H din 2019, du-te, pula mea că ești prost, ia să o faci. Înțelegi? Dar pe Mihai îl apreciez, de el îmi place. De-aia trebuie să vedeți și voi, știi, în viață, părerile voastre, da, exact, părerile voastre o să se schimbe și trebuie să apreciați oamenii pentru ceea ce sunt. Nu trebuie să vă uitați numai la ce a fost, că oamenii se schimbă, așa învață oamenii, învață din greșeli. Și dacă toată viața voastră o să vă uitați la un om și o să spuneți, da, cu 5 ani era de căcat. Da, voi știți aici, știi? Voi știți ce vreți să faceți în viață. Eu, părerea mea este că trebuie să vorbești cu omul pe care l-ai în față atunci. Chiar în momentul respectiv. S-ar putea să-ți dai seama că chiar atunci poate are loc un declic și există viața dinainte și după momentul respectiv. Și atunci toate părerile astea formate, râcile purtate, te-am trecut eu un caiet mâncat aș gura ta când în 2014 mi-ai zis mie că-s de căcat. Da, bine. Sucrei pilonul este de ciurățului. Exact. Bun, nu, gata, nu mai turnați nicio bere, eu am terminat, la revedere, vă pup și vă cuprind. Înțelegi? Și Mihai nu posta clipul ăla. Înțeles? Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost aici. Îmi place Mikey pentru că are părerea aia clasică despre țara mea, Moldova. Basarabia, România și punct. Nu-i pasă ce de noi. Nu știu, da. Huidu a evoluat de la acel accident. Nu-l cunosc pe Huidu. Da? Nu îl cunosc pe Huidu. Nu vreau să spun nimic de omul ăla pentru că și ăla cred că a avut multe probleme în viața lui. O să urmeze. Deci, hai că mai stăm 5 minute, că m-am doar de dragul discuției. Vis-a-vis tehnici, se mult actori, regizor sau oameni din fenomenul filmului? Da. Dar faptul a făcut că foarte multă lume care trebuia să vină era prinsă în tot felul de procese de filmare. Dar o să vină mai mulți. Motivul pentru care l-am mai chemat pe Șerban Pavlu acum de curând, în ultimele două luni, este că a fost la Gojira și a ieșit o discuție foarte mișto cu Gojira și mi s-a părut că îl chem pe Șerban doar ca să vorbesc cu el ce a vorbit Gojira cu el. Și eram așa, știi, dar nu, de ce să fiu de căcat? Știi? Las pe Șerban Pavlu, las eu. Omul își vede treabă în continuare câteva luni bune, face niște proiecte și poate are sens să ne discutăm din nou, știi? Speram să pot să-l chem pe, cum îl spune, din nou, pe... Ce a făcut Gojira? Ce? What the fuck? Oameni de buni. Anyway, Bogdan Mirică de asemenea s-ar putea să vină, dar și el era prins când l-am invitat, a spus, bă, super, aș veni, dar din păcate sunt prins în casting. Știi?
Și am avut mai multe de astea. Și de-aia acum sunt în procesul în care sper să-l conving. Acum nu știu dacă, iar Gojira are, cum îi spune, are cheie directă, știi? Poate să-l cheme pe Mălăele, pe domnul Mălăele, la el direct, că vorba aia e cu băiat, cu fiul lui, cu Bogdan, dacă nu mă știu așa-l cheamă. Știi? Atunci poate să-l cheme. Dar dacă n-a venit nici la el, înseamnă că nu e. Dar la fel, l-aș chema pe Mălăele numai ca să tac eu din gură, știi? Ceva de genul ăsta. Adică sunt foarte mulți oameni pe care aș vrea să-i chem. Dar e vorba și de timp. Știi, e vorba și de să te organizezi, să te pregătești pentru discuție. Că de foarte multe ori, una e când îl chem, o să-l chem și pe tipul de la recorder. Am promis chestia asta. Și ia zi-mi ce a făcut. N-are mă nimeni cu nimeni, nimica. Dar am văzut podcastul cu Gojira, cu cei de la, cu Codin. Foarte frumos, ai și foarte mișto. Și Codin a fost ok. Ca asta i-am spus, chiar trimis și lui Mihai și am spus, bă, uite, oamenii sunt super ok, oamenii sunt ok, toată lumea e ok, dar discuțiile astea din comentarii sunt absurde, știi? Să mă cheme bubonete pe mine? Mă, azi, v-am zis eu vouă, se pot face, mă, lucrurile se pot face, adică se pot rezolva multe chestii, prieteni, nu știu ce, dar nu despre asta e vorba. Încă cineva ăsta, aici e chestia, încă cineva trebuie să fie cu adevărat o discuție dorită de la egal la egal. Nu știu cum să vă explic eu. Pentru mine e foarte importantă chestia asta. Da, pe da, Mărin a fost. Nu cred că Mărin o să mă pună pe lista neagră, să știi. Exact, o seară faină. Exact. Bravo. Bun, hai, că am terminat-o pe seara asta. Deci, încă o dată vă mai zic. Nu vă mai supărați pe oameni. Nu mai fiți acizi în comentarii, pentru că s-ar putea să vă citiți comentariile peste ceva timp și să vă pară rău pentru ce ați scris pe acolo. Gândiți-vă că toată lumea are sentimente, toată lumea, nimănui nu-i place să fie numit nașpa de căcat, să mai știu eu ce, știi? Înțelegi? Asta e faza. Încercați să vă... Gândiți-vă care e miza. Și dacă are sens miza aia, știi? Atâta, înțelegi? Mihai, ești invitat la Beer Meeting. Dacă vrei săptămâna viitoare, îți spun unde mergem și vii și tu dacă vrei. Da. Noapte bună, dragii mei. Mă întorc și la copii și la familie. Și după aia l-a scris Dansul Dragonilor. Așa că, dragii mei, mai puțin zelotism, mai multă înțelegere, mai puțină chef de hârcă și mai mult chef de îmbrățișare, știi? Chiar că sunt așa mai de stânga și gheiuț. Come to daddy. Bear hugs. Giving free bear hugs. Hai, vă pup și vă cuprind. Hai, seară bună, numai de bine. Ciao, pa. End streaming.